Salutare, prieteni! Am revenit la Euro GSP, din nou meciuri tari de Champions League, din nou Euro GSP, o nouă seară nebună, așteptăm goluri multe și acum, așa cum am avut și săptămâna trecută, s-au marcat goluri peste goluri și nu doar că s-au marcat multe goluri, dar s-au marcat goluri superbe, trasoare, adevărate execuții. Asta înseamnă Champions League, asta înseamnă Liga Campionilor, ăsta este fotbalul adevărat, unde noi, din păcate, nu vom putea ajunge prea curând. Sferturile de finală ale Ligii Campionilor, două meciuri tare astăzi, Barcelona PSG, Dortmund Atletico Madrid, joacă și Arsenal, dar mâine, așa că am făcut o combinație, nu sunt singur aici în platou, evident, l-am alături de mine pe Narcis Drejan, omul care face magia în acest moment, ca să ne auzim și pe frecvențele Sport Total FM. Salutare, Narcis! Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit aici în direct și în reluare și în exclusivitate. Foarte bine, ești cu Super Mario pe piept, o să avem un test. Din nou în ceea ce privește desenele animate, o să ne dai tu semnalul atunci când suntem gata și pentru frecvențele Sport Total FM. Evident, știți deja, ne vedem pe gsp.ro, cel mai important site de sport din România. Dacă nu ești acolo, nu existi, n-ai făcut ceva bine, așa cum vă spune de fiecare dată. Ne vedem și pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, dar ne vedem și pe canalul de YouTube al Gazetei. Nu sunt singur aici, este Alberto Bozoghin, v-am prezentat pe Narcis Drejan în spatele camerelor, dar și în fața camerei se va vedea și Andreea Visu și mai sunt băieții titulari, echipa de Champions League, Don Câțu la butoane, Alex și el la sunet, ne auzim, ne vedem. Perfect, Narcis, zim că stau într-o tensiune imensă. Suntem în direct pe radio, pe Sport Total FM, frecvențele din țară, străinătate și de peste toată lumea. Uite ce frumos, ce frumos ai spus! Absolut super campion. Da. La ce te aștepți astăzi? Barcelona PSG sau, cum am spus eu, Arsenal? Barcelona PSG și Dortmund Atletico Madrid, două meciuri tare, am văzut goluri multe. Meciurile astea două au însemnat, dacă nu mă înșel eu, au însemnat 8 goluri, nu? În seara trecută. Asta pentru că Barcelona a câștigat cu 3-2 în deplasare în Franța pe terenul lui PSG și Atletico Madrid a câștigat cu 2-1. Vreau să mergem repede pentru că așa facem de obicei aici, să vedem și echipele de start cel mai bine, ca să fim siguri că le-am dat, pentru că vin meciurile peste noi, să fim pregătiți. Decidesc eu la FC la Barcelona. Ce vrei tu? Da, da. Hai să vedem. Hai să începem campionilor cu Ter Stegen în poartă, așadar, apoi avem Koundé, Araujo, Cubarsi și Cancelo. Așa, foarte bine. Foarte bune. Frenkie de Jong, Gundogan și Rodri. Și Pedri. Pedri, pardon. Nu Rodri. Așa, da, da. Așa, e și departe monitorul față de tine. Yamal, Lewandowski și Rafinha, Champions League. Să mă lau toată viața că l-am descoperit. Așa. Da. Și antrenor, antrenorul este celebrul Xavi, da. Perfect, perfect. Da, exact. Foarte bine. Hai să vedem și echipa de stată, celor de la PSG, acolo unde Luis Enrique începe cu Donnarumma în poartă, Hakimi, Marquinhos, Hernandez și Mendes, Zaire, Emery, Vitinha și Ruiz la mijlocul terenului, Dembele, Mbappé și Barcola. Cam așa arată primul 11 trimis de Luis Enrique, om care revine în Spania, din păcate nu revine pe Camp Nou pentru că nu mai există momentan Camp Nou, dar asta este se pune că revine pe terenul Barcelonei și asta, nu? Exact. Hai să vedem și dincolo ca să fim siguri că am acoperit și partea de la Dortmund, acolo unde zidul galben e pregătit pentru o atmosferă impresionantă între Dortmund și Atletico Madrid, cu al nostru bănuiesc pe banca de rezerve, exact, nu? Hai să vedem, Dortmund, vrei să citești numele astea complicate? Köbel în poartă, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Madsen, Sabitzer, Emre Can, Adeyemi, Brandt, Adeyemi român, Adeyemi. Român, 100% așa, român, da. 100%, da. Brandt, Sancho și Fülkrug. Olteanu, Adeyemi, ce să mai? Da, sau nu era? Cred că e undeva, posibil, în zona Hunedoara. Da, Hunedoreanu, Adeyemi, da. Acolo, știi, la granița și dintre Fülkrug. Pietrele Albe și Lainici. Ai zis și de Fülkrug? N-am zis de Fülkrug. Atacantul numărul 9 al Germaniei. Da, care cred că și era origini române. 100%. Posibil. Da, e din Terzici, nu mai zis că 100% a copilărit. Nu, în Banatul nou, da? Da, exact. La Becicherecu mic. Bun, și hai să vedem o echipă plină de staruri și la Atletico Madrid și plină de români, evident, dacă tot am început. Și TikTokerul. Și TikTokerul nostru este pe banca de rezerve, Atletico de Madrid, Goblac în poartă, Molina, Vitzel, Jimenez, Hermoso și Azpilicueta, Llorente, Koke și Rodrigo de Paul, Morata și Griezmann. Cam așa arată primul 11 ales de Diego Simeone. Da. Cel mai important lucru, banca de rezerve, Horațiu Moldovan, rezerva numărul 1. Restul mai contează. Titular pe TikTok. Alți, Gomi, Gabriel, Niguez, Correa, Savic, Riquelme, Fermeren, Reinaldo, Mario și Nino. Nu reprezintă interes. Ce ai jucat la astea? Că ai jucat? Avem, fii atent, o să le spunem oamenilor. Avem și cota. Avem și cota, avem de toate. Da, ne salută deja oamenii. Uite, bună seara, șampionilor. Silviu, și când se citesc echipele de start, tot cu zâmbetul pe buze, spune Ionel 81. La noi sau la tine, Ionel? Aloha, Orizont Ereditar, văd o finală City-PSG. Uite cum ai supărat Orizont Ereditar, finală City-PSG. Nu mai contează, dar o să revenim cu discuția. Posibil că mâine seară să fie ultima ta emisiune cu Real Madrid în Champions League ediția asta. De ce? De ce spui vorbele astea? De ce le arunci așa? Așa pare. Nu vezi că City ia campionatul? Nu, dar nu te enervează că ia City campionatul în Anglia iarăși?
Mă supăr, într-adevăr, da, da. Acum că s-a zis așa și... Auzi, dar să știi că am zis că mâine marchează Vinicius. Da, Vini. Da, Vini sigur marchează mâine. Da. Și minim două goluri Real Madrid mâine. Crezi? Da. O să vezi. Da. O să fie, mâine o stăm aici, știi cum, așa, la munche de cuțit. Nu o să fie meci dat 4-0, 3-0. Cam asta este, fii atent. Revenim cu discuția, dar acum luăm câteva secunde de publicitate, apoi ne întoarcem și continuăm discuția aici în studio. Am zis secunde, secunde au fost, suntem din nou aici în studio, pregătiți pentru meciurile din această seară. Avem spectacol, așa ne gândim că o să fie spectacol. Mă întrebai tu ce s-a jucat, o să vedem și niște cote. Îți spun și eu ce s-a jucat, fii atent. De la Winner, dar ai jucat și tu ceva puternic? Da, da, fii atent. Da? Eu am jucat 11 CFA-ul Turbo Borussia Dortmund, dacă te interesează. Fii atent. Marchează... Ia fii atent aici, o cotă imensă, 7.50. 2 pauză, 2 final și ambele echipe marchează în Barcelona PSG. Mamă, 2 pauză, 2 final. Nu. Dar nu în greu. Același timp, deci după ce că e bombă, 2 pauză, 2 final. E și cotă mare, șampion. Și ambele echipe marchează. Greu, da. De tot. Eu am luat, da. Eu am luat că știi că săptămâna trecută ambele cote oferite au fost câștigătoare, cote imense și da, da, da. Deci fii atent ce am luat eu. Marchează Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Că marchează Antoine Griezmann. Da. 3 și 10. Pe același bilet sau separate? Pe același bilet. Așa. Alt am zis că bate Barcelona. Da. 1. Și pe altul X solist, cotă 4. Dortmund cu Atletico Madrid. Da, da. Hai să vedem repede și pentru șampionii care vor să se inspire din care noi. Vor să se inspire. Hai să vedem cine mai spun oamenii, pentru că deja sunt oameni care comentează. Care vor mingea. Care vor mingea, da, și fii atent, ei acum comentează fără să știe, fără să intre în concursul. Ce concurs ăsta avem, da. Doar așa de, da, de drag. Nu știu ce idee bună avem noi azi de concurs. Da, Cipri Cicio, salutare domnilor, să trăiți la voi băieți, mereu zâmbiți și glume bune. Asta de fapt sunt eu, care mai scriu. Așa. Stai că încă n-am început. Spune Ionel 81, e de la energizant? Da, da. Nu, nici vorba. Avem într-adevăr o băutură pe care nu putem, dar să o arătăm. Nu este, este, dar nu este. Ea este pentru a regla nivelul sărurilor din coș, da, a electroliților. Adică este o băutură pe care o acceptă și sportivii. Suntem și noi sportivi, foști sportivi de performanță. Da, foști adică, sportivi de performanță. Da, da, e bine spus. Fizicul, cel puțin, da, pe mine mă recomand. Mă trădează oricum, da, oamenii așa ar fi de într-adevăr. Da. Ne-am retras, dar folosim băuturi sănătoase, adică pe noi nu o să ne vedeți cu energizante și alte din astea nocive, da? Cel puțin nu în direct. Nu, nu, și deloc, nu. Ce tu? Eu nu folosesc. Din când în când, da. Când ești rupt de oboseală. A, nu? Acum te aud, Andreea, gata, perfect, da. A revenit și Andreea. Da, să nu uităm, nu, cred că problema era de la mine, că nu aveam casca bine montată, da. Da, ți-a montat bateriile? Mie mi-a pus baterii noi. O țineam pe... Da, nu, da. Avem baterii noi. Alergi mult. A venit frumos. Da, da. Dar nu pe montate la noi, ca să rezistăm. Exact. Ai zis și prelungiri, că tu ai copil la prelungiri, sau? Astăzi nu, mâine. A, mâine? A, astăzi, okay, nu. Eu am zis că azi n-avem prelungiri. Dar Bugema mâine... Bambilichi, Dortmund Atletico 0-0. Bună seara. Auzi, ia veni mingea la Bugema Bambilichi. Bugema Bambilichi, ai jucat deja fotbal cu această minge perfectă. Ia să ne lași în comentarii, pentru că tu la început, tu erai cel care spunea că nu se dau mingile. Așa e, ai câștigat o minge, câștigat o minge. Dacă a venit la tine. Iulian Alexandru, bună seara, Mbappé are cazare gratis la Breaza, indiferent dacă se califică sau nu PSG. Chiar se gândea și el unde să-și mai facă așa concediu. Kylian Mbappé, da, și a zis, mă, da, Breaza. Deci fii atent, deci Iulian, da, oferă cazare la Breaza, cred că de un an de zile. Și la lumea radio, acum și pe Euro GSP. Mă întreb dacă a venit cineva vreodată în Breaza să întrebe, unde e Iulian ăsta să vă... Stăm. Dar tu, conferă... Iulian, că am întrebat sau n-am întrebat, tu ai o pensiune, ceva? Nu, are casă. Nu are afaceri, da, e business. Da, ne-a scris povestea lui, înțeleg că el are serviciu la Balotești, da, și preferă să facă naveta Breaza Balotești, că ajunge mai ușor așa decât să meargă prin București, înțelegi? Și omul și-a luat casă în Breaza. Foarte bine. Da? Da. Da. Și eu, sincer, dacă nu era misiunea asta, să știi că și eu mă băgtea gândul să iau un mixer, să mă mut la socrii la Breaza, că e super mult. Mixer... Mixer de radio, știi? A, mixer și de să radio. Fac emisiunile... A, să faci de acolo, da, de la Breaza. Da, apărut Euro GSP. Și puteai spune, ai să spui că ofer cazare și eu la Breaza. Și eu la Breaza. Erați, da, doi cazare, da, deja, da, începea, da, să fie, da, periculos. Da. Mai ales că are, au socrii mei acolo o casă Champions League. Da, deci tu de-aia nu zici nimic de Breaza niciodată. Păi ideea că, da, Iulian nu poate mi-i oferi cazare la Breaza, că eu mă duc la socrii mei, știi? Da. La Breaza. Noi, în schimb, Iulian, suntem aici câțiva care nu avem socrii de fel sau nu avem în Breaza oricum. Uite, Andreea ar putea să ne ofere cazare în Popeșle Ordeni, pentru că ea stă în zona aia frumoasă a Popeșle Ordeni. Da.
unde adică ea stă într-o cade zonă... lumina rar. Exact, adică are, lui Andreea îi vine soarele din orice da. Parte, deși are casă din asta, înțelegi, cu făcută smart house. Da, se rotește tot orașul, tot Copeștiul, nu doar casa. Exact. E o nebunie. Adică, în momentul în care vrei soare, trebuie să întrebi la Andreea visul, știi? Și apasă pe buton și se învârte Popeștiul în jurul soarelui. Stai să vedem ce mai spun oamenii, ca după aceea să le zicem și despre ce e vorba. La concurs, bună seara, asta am citit foarte bine. Barça PSG 1-2, câte ambele marchează, ca aș spune și eu, Orizont Ereditar. Păi am văzut am o cotă foarte aici. Mare acum. Am pus eu aici, șampion, la ambele marchează. Și spun imediat. Până găsești, stai puțin, să mai citesc 2-3 comentarii. Cipri Ciciu, abia așteptam ziua de azi, nu pentru meciuri, ci pentru a vă auzi pe voi, povești de Champion League, Drejan antrenor, Boțoghină președinte. Ce vrei să spui? 2-25, nu e așa mare. Da, întâi declarațiile și apoi concursul Andreea, da, încep meciurile, dar noi mai am câteva comentarii de citit aici, n-am ce să fac. Avem cu Luis Enrique ceva, probabil cu Barcelona, care a câștigat ultima Champions League 2015. Auzi că... N-a venit nimeni până acum, zice Iulian Vezi? Alexandru, și îl ceartă nevasta că face sarmale pentru Muzafir și n-a venit atent, nimeni. I-a oferit la un moment dat, lui Talpan, mi se pare că e singur om care nu are cazare gratuită la Breaza, are, nu știu, vreo 400 de lei pe noapte. Da. Dar i-a oferit la un moment dat, tăia porcul Iulian la Breaza și oferea oamenilor din fotbal câte unea o pulpă de porc, altuia spat, așa și mai departe. Stai puțin ca să ne ținem și de emisiunea asta. Am uitat ce trebuia să facem, cartoanele, pregătim ceva, niște cartoane, vorbim despre Xavi și ce mai era Xavi și Luis Enrique. Deci Luis Enrique, cel care a luat Champions League în 2015. Da, hai să vedem ce au declarat băieții ăștia înainte de Barcelona PSG. Era PSG, da mă, chiar uite, da, vezi? Da. Ia să le vedem. Dacă le avem pregătite. Vezi, Andreea a pregătit. Noi. Da, ea a pregătit. Ai văzut câte foi sunt? 6. Nu, da, sunt multe. Sunt 5. Nu sunt 6. Le-am luat ca... Domnul Xavi a zis așa: trebuie să ne lăsăm pielea pe teren, cum adică, în fine, și să ne dăm viața. Dacă să suntem, se julească. Dacă suntem, i-a dat de majulit. Exact. Să dacă julit. Suntem o echipă în adevăratul sens, avem șansa noastră să trecem, nu suntem o echipă care să speculeze, sperăm că vom avea cea mai bună versiune a noastră, trebuie să faci lucrurile în cel mai bun fel, va fi complicat, este un război fotbalistic și se va suferi, ei nu speculează și nici noi nu o facem, a spus Xavi într-o română perfectă ca de obicei. Tu ai observat că toți antrenorii vorbesc română impecabil. Perfect, da. Da, și știu și punctuație, da, adică unde se pune virgula. Unde... Tot cu virgulă, foarte ok. Uh-huh, și cine mai era, ca să terminăm? Luis și Enrique. Luis Enrique. Domnul Luis Enrique, să vedem și el ce a avut ce de spus. Enrique. Dacă a avut, ia uite, Mbappé a ieșit la încălzit, nu a ieșit deja pe teren. O înfrângere în Champions League te lasă zguduit, ia auzi. Dar un sportiv de nivel înalt te lasă... Da, ai avut pe engleză. Te lasă zguduit, dar un sportiv de nivel înalt trebuie să facă față și să se ridice. Trebuie treci peste și te pregătești pentru joc în cel mai bun mod. Suntem pregătiți. We are ready. S-au pregătit. Da. Mi-a plăcut să joc pe Camp Nou, e clar. Am amintiri bune de pe acest stadion, dar Camp Nou este legendar. A spus lui Enrique un pic cu accent oltenesc. Exact, dar a folosit și un pic de engleză. Și un pic de engleză, da, pentru că a lucrat în străinătate mult, da, lui da, Enrique. Da. Știi că a fost un fotbalist la Craiova care, atunci când l-a văzut pe Bayram în vestiar, și-a intrat, i-a zis, where are you from? Crezând că Bayram e străin. Da? Da, fotbalist român. Deci când s-a dus în vestiarul lui Craiova și a salutat pe toți, la Bayram a întins mâna și a zis, where are you from? Uite, o întrebare foarte bună. Stai puțin. Așa. Adrian Popescu, întrebare, Andreea stă pe Amurgului, nu știu ce, o stradă. E în Popești la Ordeni. Mamă, nu, zis? Auzi, ea nu stă, deci, cu Amurgului toți muritorii la Amurgului blocuri. Amurgului aia plină de blocuri din alea. De... Da, nu stă la blocuri. Da. Exact. Când plouă e jale acolo, trebuie Andreea cu cine ține? O întrebare foarte. Ține cu o echipă care Cu Popești de Ordeni. Da. Păi cred că este ambasadorul lui Popești de Ordeni, Andreea. Hai să le spunem oamenilor, pentru că încep meciurile, să le spunem și despre concurs, dar Narcis, nu ne aruncăm noi să spunem repede concursul, pentru că ce avem? Avem bumper. Urmează concurs Euro GSP. Ai văzut că n-a trebuit să mai cânți tu acum? Nu. Da. Deși de vreo două ediții tot cânt. Da, ți-a ieșit perfect. Tă-tă-ră-ră-ră-ră. Tu făceai foarte bine, să știi. Exact. Da. Noi ne chinuim să mai bătăm. Dar o să cântăm mai încolo, poate cu concursul. Da, că avem. Eu am câteva melodii bune, să pregătite. Știi. Pregătite. Da. Nu înțeleg de ce Andreea n-a fost de acord să cântăm. Ai văzut, tot zicea. Dar ai observat că tot timpul când vii, înainte de fiecare emisiune, tu ai câte o piesă în playlist. O piesă, da. Da, o piesă. Da. Și o repeți obsesiv. Poate să vină primăvara. Vezi? N-am putut să mă țin. Poate să vină și altă vară.
Și acum fără tine. Și tot oamenii din comentarii. Exact. Și voi acasă. Și voi acolo. Bun, la... hai să vedem. Și voi la tribuna a doua. Avem concurs din nou, o minge gata să plece către voi. Trebuie să răspundeți la o întrebare foarte, foarte interesantă, dar așa cum vă spune Narcis mereu, trebuie să fiți inventiv, creativ. Ce poreclă românească ar trebui să aibă Cristiano Bergodi, om care a rămas fără serviciu începând de astăzi, a fost dat afară de la Rapid, a avut acea izbucnire nervoasă, acea criză de la conferința de presă de după meciul pierdut de Rapid în fața lui Șepși. Vreau să fiți inventivi și vom citi comentariile. Așadar, ce poreclă 100% românească ar trebui să aibă Cristiano Bergodi? Și Narcis, tu ai zis că ai câteva idei. Da, am mai multe idei. Poate să fie ceva simplu, dar asta vi-l spunem noi că nu e cine știe ce. Adică da. Poate să fie Cristi Scandalagiu. Da, Cristi Nervosu. Cristi Nervosu. Cristi Nervosu, da. Da. Ar putea Cristi de la 4. Cristi de la 4, care tot 4 în frângere. A bătut 4-0, a luat 4 în frângere. Adică în stilul ăsta. Așa. Cristi 4-4. Da, Cristi care, căruia nu-i place ananasul în pizza. Astea merg, să știi. Mai complex așa, dar da, să, da. Da, merg, să știți. Adică știi că italianul nu suportă ananasul pe pizza, ketchup-ul în paste. Da. Când vede chestia asta, se enervează italianul, știi? Uite, primul comentariu, haz de necaz, Giogatorade. Da, a, cred că s-a simțit ce... Da, da, cred că știa ce băutură, da. Vezi? Of. Da, 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 da. Broscărușul. No. Merge, Orizont ereditar a început așa, bine. Așa, a început bravo, bine. Hai bravo, ușor, băieți, ușor. Începeți cu astea în românești, da? Românești, păi Broscărușul e 100%. Și au început și meciurile. Au început și meciurile? Da. Uite. Se atacă de la stânga la dreapta, de la o poartă la alta în cele două partide. Cei care aveți televizoare alb-negru, da. Da. Chiar mă, mai exista cineva care se uite alb-negru la vreun meci? Pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu, da. Și da. Asta era bună. Echipa în alb atacă de la dreapta spre stânga. Da. Iar echipa în negru, că pe alb-negru vorbim noi acum, da? Atacă de la stânga la dreapta, e logic. Hai să ne uităm repede și către oamenii care ne salută pe Facebook. Adi Muscalu bate Barcelona și bate și Dortmund. Stai să mai vedem. Vezi că dacă bate Dortmund la un gol, avem prelungiri. Da, păi cred că vrea să stănuie mai mult. Așa. Gabriel Cepoi, salutare la toată lumea, sănătate la toți, da. Celebrul. Gabriel exact. Cepoi. Bate Barcelona și Dortmund, bat Barcelona și Dortmund. Salut, salut domnul Marius. E o vorbă să nu iei cald din Breaza și femeie din Comarnică, e jale. Asta e ceva mai local, poate. Chiar ne-a, ne-a spus dacă, Cătălin Gabriel Stanciu. Dacă te duci pe dealul, e un deal, îmi scapă dealul numele, mare, nu. Acolo în Breaza, e un deal, e un deal, dealul din Breaza, da. Te duci pe un deal acolo și vezi Comarnicul de sus, se vede Champions League. Da? Da, e superb. Da, noi am uitat să spunem un lucru foarte important, că la meciul dintre Barcelona și PSG avem o brigadă 100% românească. E Ștefan Fieraru la centru, nu? Domnul Ișvancovac este la centru Ștefan și Fieraru. Asistenții sunt tot de-ai noștri. Să sperăm că vor fi ok, nu? Da. Știi că așa se traduce în limba română Ișvancovac. Da, ne-am mai vorbit despre el. Știi că el a Ștefan, fost... Ștefan Fieraru. Am vorbit mult despre el. Am vorbit mult despre el. Să vorbim despre Hațegan, că... Raul Nicolas spune salut, moldovane titular din nou, bineînțeles. Pe TikTok. Da, pe TikTok. Acolo este locul lui. Chiar mai pus ceva, Andreea? A mai pus pe TikTok ceva ăsta, nenea ăsta, moldovan? Au mai apărut ceva la Atletico sau l-au dat afară de pe TikTok? Cred că mai modest un pic. Ați mai văzut ceva cu el, cu manele, cu d-astea? Încă nu, încă nu. Încă nu, nu? Bine, el acum e și în relația asta nouă. Poate nu mai are timp. Da, da. Am mai vorbit noi, am mai văzut. Da. Azi am primit de la un radioascultător, da. Mare fan, Alin, am primit tricoul lui Mihailă de la meciul România-Kosovo. Da? Da. L-a agățăm frumos la radio, să știi. Nu vrei să mi-l dai mie? Zic așa ca idee, nu? Poate... E mărime mică. Știi cât poartă Mihail? Mihail poartă M, nu. M? Stanciu poartă, știai? Nu. La națională? Nu. Ne-a adus tricoul lui Stanciu, nu știu din ce meci. Dacă ai vreun tricou XL... Ți-l aduc. Da. Da, original, adevărat. Cred că al lui Alibec îl avem. Păi da, mă. Da? Omul ne-a adus... Eu zic să mi-l dai. Da, Alibec da, 100% poartă XL. Da. N-avea cum. Păi el și Budescu pe ei mă bazez clar, mereu. Clar, Budescu e care dublu XL. Da, 0-0 așa cum s-au început meciurile, minutul 3 pe ambele stadioane, începutul este calm. Da, da. Da, ne relaxăm și suntem bine. Vrei să începem să vedem prima rubrică? Hai să vedem ca prima rubrică. Ca să știm că am adică dat. Adică practic așa. Scăpăm de prima pagină, ca nu? Ca să scăpăm de prima pagină, într-adevăr. Să așa, știm da, că am dat-o, da. Să mergem la pagina a doua. Ce spui, Andreea? Suntem gata pentru o rubrică frumoasă? A spus că suntem gata. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, oameni care ne ascultați pe frecvențele Radio Sport Total FM, oameni care ne vedeți pe YouTube-ul Gazetei, pe Facebook-ul Gazetei sau pe gsp.ro, urmează rubrica noastră, una dintre rubricile noastre preferate, vorbe, păreri, gen. Dacă ați retrogradat, crezi că mai puteți reveni tot așa după un an imediat să promovați înapoi? Da. Da. Dacă cumva a retrogradat Dinamo, crezi că mai are puterea să promoveze încă din primul an?
Da, eu cred că da. Pe cine mizezi că va salva Dinamo de la retrogradare dintre jucători? Denis Politic. Eu cred că da, dacă mai vin și jucători mai buni, zic că da. Și eu la fel. Cred că da, dar cum am spus mai devreme, suntem Dinamo și cred că cei de sus va fi bine într-un final, va face să fie bine. Situația asta e de mult, nu de acum. Sperăm, tot sperăm și iar sperăm, dar într-un final suntem Dinamo București 1948 și cred că va fi bine într-un final. Mai greu, nu cred. Anul trecut a fost o minune că am promovat din primul an. Pe cine mizați că va salva Dinamo de la retrogradare? Avem încredere în noul antrenor Zeliko Kopić și câțiva jucători care mișcă ceva pe acolo, Politic, Milanov, Pavicic. Da, ai văzut că s-a împotmolit un pic suporterul ăsta la jucători? Adică da, de Kopić a nimerit-o și a zis și câțiva jucători, dar n-au mai venit, sunt și mulți străini. Da, așa e. Da. Păi da, dar Gnaure, Pavicic. De adică greu, știi pe ăștia, da? Milanov, care după ce a făcut nenorocirea aia. Exact, exact. Golubovic în poartă, care a scos o grămadă. Patrichi al nostru. Care ce să internațional. Internaționalul da, Patrichi. Și plus, Ahmed Bani, da. Amzăr. Adică trebuie să-i știi, exact, că, uite, știm noi acum repede. I-am făcut așa ușor, da. Vreau să pun această întrebare și către tine, domnul Narcis Drejan. Dumneavoastră credeți că în cazul în care Dinamo va coborî din nou un nivel fotbalistic în România, vezi ce frumos fac, aveți impresia că va reuși să revină din nou instant? Da, e foarte slabă Liga a doua. E foarte slabă Liga a doua, nu? Deci, fiate, m-am uitat la... Eu mă uit în fiecare weekend, cel puțin acum, în perioada asta, chiar mă uit, să știi, la meciuri de Liga a doua. Și tot eu m-am uitat și chiar și la Liga... Am avut o perioadă când mergeam și la meciuri la Liga a treia. Nu, și jucai la Liga a treia, puteai. Nu mai. Da, acum nu mai pot. Genunchiul meu îmi pleacă imediat. Păi și acum când jucară miuța asta, deja mă doare genunchiul. Da, hai să le spunem oamenilor că am jucat un fotbal puternic. 5 contra 2. Da, da, s-a jucat exact după, a mers după schița lui Pep Guardiola. S-a jucat împreună cu frații Alex și Cezar. Și Cezar, da. Cezar, apropo, și el este implicat sufletește în ceea ce se întâmplă acum, dar poate că n-avem acceptul lui să-i zicem exact și cu ce echipe mai simpatizează, dar în schimb s-a mișcat foarte bine Cezar. Am văzut din prima. Adică ar putea să intre în locul lui Milanov. Bate bine faze fixe Cezar, eu-l văd. Da, în minutul 75 să intre, vreo 15 minute. Da, duce. Părea în formă. Așa, și m-am uitat la, a fost acum Slobozia cu Buzău. Da, ce, ai primit pedeapsă sau de ce te-ai uitat? Doamne. Și de asta spun că eu cred că orice echipă, orice echipă are retrogradă la noi acum și își dorește într-adevăr și are și bani să promoveze, ar promova lejer. Fără nicio problemă și Dinamo și, nu știu, și Iașu și Craiova lui Mititelu, că astea sunt până la urmă, nu? Botoșaniu. Deci nu, e foarte slabă. Liga 2 are, nivelul este sub orice critică. Adică, e clar, uite, aștept să vedem mâine Corvinul cu voluntariu, că până la urmă o să fie mai, nu o să mai fie accidentul ăla 4-0 ce a fost Corvinul cu CFR Cluj, acolo unde i-a nenorocit Corvinul. Da, dar i-am văzut pe Corvinul și în campionat în Liga 2, nu rup avioane, știi? Adică e departe de o echipă de Liga 1, să fim serioși. Bun, hai să mai vedem niște comentarii rapide. A furat bani, așa îi strigă Napoli. Furano bani. Furano bani, da. N-am mai purtat S din copilărie, zice Orizont Ereditar. Da, păi cam așa și eu. Cred că de la naștere ultima dată când am purtat S. Păi încă port, să știi. Da? Încă uite, asta este S. Este S, da? Da. Zice și Orizont Ereditar, eu mă uit la Liga 3, sunt fan Steagul Roșu Brașov. Mergeți rău de tot sezonul ăsta. Rău, da, da. Rău. Adică am văzut, uite, exemplu, a crescut în seria aia Kids Stâmpa Brașov, a crescut foarte mult. Echipă de copii. Și înțeleg, am văzut că acolo e foarte interesantă academia asta. Au și mental coach și antrenori pregătiți, foarte interesant. Da. Anul ăsta a urcat Kids Stâmpa Brașov și probabil că se dezvoltă subiect prin, hai să zicem, proiectul ăsta făcut de ei acolo. Nici nu știu, cred că e 100% privat. Suntem cei mai slabi din serie, zice pe ultimul loc. E. Forța Uta, Cipricio, Cristiano, băieții, Bergodi, zice și Adrian Popescu. Fii atent că încă oamenii nu vor porecle, să comenteze. Porecle românești pentru Bergodi. Da, nu vor să comenteze ca să ia această minge. Dacă vreți, noi putem să ne jucăm în continuu cu ea. Dar tot trebuie să o dăm la un moment dat. Ai văzut că regulă... Ne-am jucat? Nu, ne jucăm cu asta, pentru că dacă ne jucăm cu asta deja... Era zgâriată, era ca naiba. Nu, dar bubuie prețul. Exact.
Nu mai dăm la concurs. Tu îți dai seama cât valorează acum aia semnată? Nu mai știu către cine am dat-o când am semnat-o. Andreea Visu a făcut și o inimioară. Deci da, eu zic că aia e la 1 milion de euro acum lejer. Cred că e pe eBay dacă o căutăm. 100%. Garantat. Și cauza acolo, și că ai acolo. Se vinde pe un... Ai acolo, rate price. Și de la 1 milion în sus. Cauți, o găsim sigur. E da, singura pusă acolo, șampion. Asta este, așteptăm porecla 100% românească pentru Cristiano Bergodi. Așa cum am spus, e bine să ne și amuzăm, pentru că omul a rămas și fără serviciu acum. Și e păcat să nu... Să nu se mai simtă și el, să nu se simtă așa singur. Putem deci, să alintăm câteva porecle. Ar da, merge, nu? Deci retrogradează Dinamo sau nu? Eu zic că... Asta era întrebarea. Ai răspuns că nu mai știu. Nu retrogradează. Eu zic că nu. Deci cred că în momentul de față echipele vulnerabile, da, că n-aș putea să spun cele mai vulnerabile, sunt Craiova lui Mititelu, care nu joacă absolut nimic. Acolo s-a întâmplat ceva agravant. Da, exact. Și Iașu, care la fel nu joacă absolut nimic. Deci eu zic că astea sunt echipele vulnerabile în momentul de față. Dinamo și Botoșani în baraje și ar juca cu clar cu Mioveni, cred că este una, și cealaltă Buzău sau Cixeredo. Cu oricare dintre ele ai juca, chiar și cu Slobozia, să zicem că ar, dar n-are cum, Slobozia e promovată. Miliarde de sloboziani sunt fericiți. Deci nu m-a convins, însă eu cred că acolo mai mult ce face e treaba lui Mihalcea, se vede, îi pune bine în teren. Le dă și libertate, că acum au egalat cu Buzău pe final, a dat Afalna, a dat un gol de la vreo 27 de metri în vinclu. Acolo e clar că se vede și antrenorul, că le zice, bă, dați la poartă, la distanță, că în rest e stilul Guardiola. Toți la o nebunie de guardiolită, asta e boala, să marcheze numai din careu. Uite ce face Barcola acolo. M-am uitat puțin cât ai mai vorbit tu despre... Dar ții minte că noi am vorbit de când a început ediția, în februarie a fost prima emisiune? Februarie a fost, nu? Da. În februarie, nu da, că... adică de ziua undergosiților am uitat, am trecut chiar, așa peste. Chiar, 14 februarie și juca Paris Saint-Germain și noi spuneam atunci că, uite, wonderkid de la Barcola. De la Barcola. Da, e venit da, de la Lyon. Dar e adevărat că dacă vrei să-l iei în Football Manager, nu ai cum să-l iei, pentru că are o sumă impresionantă. Dar adică primele 11... Trebuie să joci niște ediții de acum 2 ani. Primele 11 minute sunt ale celor de la PSG, s-au instalat puternic în defensivă, dar uite da, că... Așa a fost și în tur. Așa a fost și în tur, dar Barcelona are ceva da, resurse pentru... Are și are apărare, mai stabilă decât a parizienilor. Vreau să-ți spun că deja sunt două faulturi la Borussia Dortmund. A, tu iarăși mergi pe faulturi, nu? Da, păi ți-am spus mai devreme, dar n-ai fost atent. Văd 13, că nu ești atent deloc. Sau cât? 11, 13? 11 faulturi. Vrei să mai luăm o rubrică? Vezi că am fost atent? Da. Că știam, 11 sau 13. Da, păi din... Dar ia rubrici. Nu vrei să le dăm pe toată dată, ca să, să, așa, să facem așa o nebunie. Andreea, facem și așa? Și după aia să fim siguri că putem să vorbim la liber. Corect. Să știm că am scăpat de foi și corect, să vorbim la liber. Mai avem doar două. Mai avem doar păi două. Fii atent. Dăm așa, rubrică. A, până la pauză. Păi nu. Putem să sărim după aia. Păi trebuie să avem două rubrici, trebuie să mai dăm două rubrici până în pauză. N-avem păi ce să facem. Hai să le dăm. Hai să vedem, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Gol Barcelona, ce ți-am zis? Rafinha. Gol Barcelona, Rafinha. Iată când să iau. Rafinha. Oh. Nici nu mă uit. Dar stai puțin că suntem profesioniști. Nu trebuie să, nu, da, el a fost. El se bucura. Nu trebuie să pară că noi ținem cu Real Madrid. Uite, a scuipat un șampion de nervi acolo. Gol pentru Barcelona, prieteni. Nu contează gol, că Barcelona! Nu contează că nu ținem cu această echipă și că doar Andreea Visu o simpatizează. Uite, zâmbește Andreea. Zâmbește, da, zâmbește, râde, zâmbește, 4-2. În minutul 12, cred că a fost. Minutul 12, da, 12. Rafinha cu freza complet făcută. Șampion în limbă, ce bun, Araujo pas în dreapta. Cine e? Yamal? Cine e acum? Yamal, da. Așa, yeah, un dribbling, da, l-a pierdut pe Mendes, l-a pierdut pe drum. Centrale în fața porții și de acolo a deviat Rafinha. Doamne, ce... Deci, mi-amintești așa că băiatul ăsta a fost la Leeds United. Ia, uitați-vă. Uite-te. Bă, ești nebun cum a lovit-o, mă. Fii atent. Ia. Barcelona în finale de campionilor? Nu. Nu vreau să spun asta. Nu. Barça City, fii atent, Guardiola. Andreea, tu să spui asta la rubrica ta. Guardiola versus Xavi. Nu aici. Păi o să întrebăm. Da, și ce particular, și Nuno Mendes și Hakimi. Hakimi a pierdut duelul, Nuno Mendes l-a distrus. Da, da, da. 4-2 pentru Barcelona la general și ne-am îndepărtat de prelungire aici. Da, eu ți-am spus aici că e unul okay, meciul ăsta. Ți-am spus că e unul meciul ăsta. Nu e, PSG-ul e pilaf sezonul ăsta. E praf. Deși a fost acolo cu... Da, Richard, și o să plece și Kylian Mbappé. Eu mă întreb dacă... Domnul, paranteză puțin, domnul Narcis, văd că purtați tricoul cu Super Mario în desene animate și în jocuri video. Da, dar... Adică ce înseamnă asta? E, da, dar poți să ne spui personajele, șampion? Gabriel, ce poți, dacă știi personajele, dacă știi, ești mecheră de tot, dacă le știi pe toate, că așa scrie Super Mario, dar să ne spui
cine sunt ăștia toți nouă, da? Priviți-l pe Narcis în această poziție excelentă în care stă... Așa, hai, fă prin screen și după fă poți să ne spui. Și după analizează cum data trebuie. Trecută. Da, în cameră, în cameră, acolo, acolo, acolo. Uite, frumos, acolo, acolo, știu. Da? Nu, da, șampion. Nu se poate uita în ochii lor. Asta e mai timid, Narcis. Da, exact, doar la el da. Se uite, da, e exact. Se uite. Nu mai m-am uitat în cameră, de ce? Doar după aia a strigat Andreea. Domnule șampion, mingeam merge la sortare cu un tricou S, zice Remus. Bun, foarte bine. Spuneam că eram gata pentru o nouă rubrică, nu? Da. Pregătă de Andreea. Da, avem o rubrică, ea se cheamă într-un fel, dar de fapt acum trebuie să o facem la feminin. O facem. Hai să vedem zicem... că vorbim. Da, da, și la feminin, la feminin și emisiunea Andrei. Exact, și la feminin, dar e la feminin plural. Da. Hai să vedem prima dată denumirea clasică și apoi o să vă explicăm despre ce e vorba. Urmează șampionul zilei. Care de fapt sunt șampioanele zilei, așa cum vorbeam. România a învins Ucraina la tenis, scor 3-2 în Billie Jean King Cup, după ce a fost condusă cu 2-0, am vorbit chiar și la emisiune și Raul Rusescu este fan tenis, a remarcat și el, a vrut neapărat să le felicite pe... Se uită la tenis? Și joacă tenis, am înțeles. Am o provocare cu el, trebuie să jucăm ping-pong, că a zis că el e... Asta nu știe că eu sunt micuțul chinez, adică asta e pe reclame. Eu joc. Cu asta am crescut. Eu joc de 14 ani tenis. Nu, mă refer la tenis de masă, jucăm noi. El joacă și de câmp. Păi eu joc de câmp. Da, și păi poate joci cu el. A spus că e bun, da. Am fost bun și la tenis de masă, că m-a antrenat Virgil Bălan. Da. Îi rupeam pe ăștia la radio pe masă. Nu, provocarea este făcută, e stabilită, va fi un meci televizat. Cel mai greu adversar era Ionel Luțan. Foarte bine joacă la tenis de masă Ionel Luțan. Da. Dar rest n-aveam adversari, îi ucideam. Da, dar nu mai joc de un joc tenis de câmp. Rusescu zice că e bun, dar nu. La tenis de câmp? Nu, și la tenis de câmp, da. Vrei să lansezi o provocare? Da? Păi putem să facem o chestie și păi facem... Uite, da, chiar, Rusescu poate să joace cu prezentatorii acestei emisiuni. Exact. Cu tine tenis de câmp și cu tine și tenis de masă. Că la fotbal ne face. Cred. Da, puțin. Da, un pic. Nu e diferență mare. De pentru că noi suntem un pic mai în vârstă decât el. Nici, nu, atunci. Nici atunci. Nu, nici atunci. Nu, eu zic că ne împachetează și atunci. Dar nu e nicio problemă. Da. Dar nu e mare. Adică și noi am fost aproape din transfer la Sevilla. Dacă noi n-am mai luat un portar și el tot singur să joace, poate îl dovedim. Și încă un fundaș. Da, profesionist. Profesionist, da. Adică un Vasile Popa, un din ăsta, știi? Da, un Gardoș, că au fost și poate colegi. E accidentat, nu, hai să luăm unul apt. Unul Chiricheș. Pe Chiricheș. Da, ca să nu. Și atunci știm că vom câștiga duelul cu Rusescu. Chiricheș să se duie și minge lungă pe noi. Exact, pe noi, corect. Dar el singur să joace. Fără portar. Corect. Da. Hai să așa câștigăm. Să revenim la șampionul zilei. Șampioanele zilei. Așa cum am spus, România a învins Ucraina. Ai văzut meciurile? Normal, șampion. Că tu ești pasionat. Nu, te rog frumos să vorbești tu 15-20 de minute despre această rubrică și eu mai zic din când în când de extraordinar. Tu comanzi ceva de mâncare? Nu, iar ai spus despre mâncare. Așa. Nu vreau să mai aud așa ceva. N-am crezut, în primul eu am crezut că Ucraina o să vină și cu Yastremska. Nu știu de ce am numit, pentru că atunci când au zis că vor juca în America, au răspuns prezent și Svitolina și Lesia Țurenco și surele Kicenok. Eu am crezut, surele Kicenok, ele sunt contemporane cu Simona Halep. Se antrenau în România, veneau în România în perioada când Simona Halep era junioare. Deci știau, se pregăteau în România, să știi, surele Liudmila și Nadia Kicenok. Sunt perfect de acord cu ceea ce spui până acum. Foarte bune. Câteva sfaturi au primit și de la Tomai Fericer, cel care a pregătit-o pe Simona Halep. Mara Gaie, atunci când Simona Halep a fost numărul mondial, am întrebat pe Tomai Fericel care este viitorul produs al tenisului românesc. Și ne-a zis Mara Gaie. Uite, Mara Gaie este deja în lotul de Billie Jean King Cup. N-am apucat să o vedem. Este mai bună pe simplu decât pe dublu, deși are și alonjă, are și alură, înălțime, tot ce vrei. Nu aș fi crezut că în fața Svitolinei, după prima zi în care am fost dezastru, 2-0 pentru Ucraina, fetele astea două, pentru că au stat aproape 8 ore pe teren, să întoarcă rezultatul. Eu aici cred că victoria este și mai mare. Ținând cont de fusorar, ținând cont de faptul că era în America, pe un teren în Florida care părea mai mult așa, ai văzut că era terenul foarte mic,
Însă... S-a jucat pe dimensiuni reduse? Nu șampion. S-a jucat și pe zgura aia, de impresia că e televizorul da, frumos, stricat. Da, stricat, gri sau ce culoare. Așa e, da, e americană. Nu te poți ideea, uita la așa. Ideea americanilor, așa este. Da. Ai impresia că se e stricat televizorul. Urât. Adică a mai venit țiriac al nostru când a făcut zgura albastră, albastră la Madrid. Exact. Dar da, e mai frumos. Da, e mai frumoasă. Da. Asta gri este insuportabilă. Deci nu te ai... poți uita, da. Pare da. Că e așa ceva, un gri șobolan. Și că ți se strică televizorul, așa e, da. Așa e impresia. Că nu e ok. Îți regrezi cu Ana Bogdan. Da. Ei, Ana Bogdan, Ana Bogdan, nu știu, de când nu mai este, am zis că nu mai este cu Simone Tempestini. S-a despărțit? Da, nu mai este cu Simone Tempestini. Pilot de racing, nu? Exact, și arată din ce în ce mai bine, pentru că ea este un talent de foarte mulți ani, de la care toți s-au așteptat să, când a făcut semifinala la București, se aștepta ca zici că e singură? Să joace. Păi, așa, nu știu, cred, dacă vrei întrebăm. Îi scriu pe WhatsApp, pe ăsta, pe... Întreabă, am și numărul ei, dacă o întrebare, te rog frumos. Îi scriem pe ăsta, pe da. Instagram, da? Da, go big or go home, dacă adică măcar să mergem total, la celebrități, sau... dacă exact, nu se... Exact. Da. Vezi așa, spune că ai un băiat... Alberto, prezentatorul... Prezentator, zici, adică nu zici, poate ascultă Sport Total FM sau e chiar pe GSP acum, Ana Bogdan se uită, da. Știi? Așa. Și apoi Jacqueline Cristian, revenind și la ea, pentru că și ea, mie, din punct de vedere atitudinii, mi se pare că este una dintre jucătoarele care nu poate, ai impresia că tot timpul este super pregătită, concentrată, are așa poker face-ul ăla, ai văzut, nu zâmbește, nu știi ce să ce te așezi la ea. Și a fost cu Jacqueline senzațional. Nu mă știu. O știi? Da, e impecabilă Jacqueline, asta spun. Adică, din fericire, tenisul feminin, în continuare, și eu mă duc și văd la Olimpia în fiecare săptămână, din fericire, fetele există ca viitor. Dar uite, un comentariu, boți o gol, iar dau un smash. Ia auzi, frumos. Aș servi în continuu. Nu, eu cred că un stop vole. Orice, slice, da. Orice, vezi da, mai știu slice, câteva. Slice-ul e lovitura bătrânească, e pentru păi, boșorogi. Păi bătrânească, da, slice da, ca e. Să încetinești ritmul. Nu e, da, exact. Dar știi că avem și noi jucătoare, îmi scapă numele și nu vreau să o supăr, adică nu zic așa. Pe mine mă termina când juca cu interiorul ăsta, slice-ul ăla pe interior, da, în continuu. Mi-e pare că la noi e tenis. Ea era de la avea de la o accidentare din copilărie. Și nu mai așa putea să lovească, adică ea nu lovea, cum să zic, da, pentru că învățase lovitura da, aia. Da, ăla nu este tenis. Adică da, era o dreaptă, fără să mă pricep. Da, era o dreaptă foarte, cum să zic, dar nu era foarte slice-ată, era o dreaptă în care schimba priza, înțelegi? Pentru că probabil de la accidentare pe care o pusese în copilărie, cred, da. Că altă explicație nu am, ea nu putea să țină priză de dreapta. Și tot timpul avea o priză, hai să zic, semi-ciocan, mai mult spre slice, pe care vorbește o frumos. Priză deschisă. Da. Dar priza ciocan este cea cum jucau pe vremuri Năstase și ceilalți. Pentru că pe vremea lor, racheta aia de lemn, o țineai cum ții ciocanul în mână. De-aia îi spune priza ciocan. E, priza de dreapta este cea în care înclin racheta în dreapta. Priza de rever este inversă. Da? Priza de backhand pe care o ții tot timpul când ții racheta și lovești. Tu ți-ai deschis academie și vrei acum nu, să racolezi oameni? Dar mă pricep foarte bine la partea tehnică pentru că am... Băi da, te încurcă puțin partea practică. Nu e adevărat. Nu șampion, nu. De ce? Pentru că m-am gândit să știi, chiar m-am gândit să-mi iau licența de antrenor în tenis. Da? Da, vorbesc foarte serios pentru că am un profesor Liviu Ștefureac, cel care are aproape 80 de ani și care a lucrat așa. Simona Halep, a făcut-o pe Alexandra Cadanțu, Victor Hănescu, cu toți a lucrat. Auzi, dar cum ar fi acum? Lasă-mă și puțin. Cum să spun, mi-am puiat creierul 13 ani cu tenis, cu tot ce înseamnă lovituri, cu cum să... Deci am învățat și cum trebuie să îngrijești terenul de zgură. Știi cum acum? Eu acum mi te imaginam pe tine antrenor, așa. Antrenor oficial, adevărat, așa. Om care a renunțat la meseria de radio, în stafful Simonei Halep să te pună să aplauzi. Că ai văzut că ea la ea trebuie să aplauzi, trebuie să fii încruntat când trebuie, să fii tu acolo. Nu, cred, eu aș răspunde. Ea răspunde? Nu. Eu aș fi cu oprișan. Da, te-ar da afară. Da, dacă... Poate vă să spună ziariștii cum ne-am comportat eu cu oprișan în Croația, când un arbitru macedonean ne-a furat. O să facem așa, deci, să le promitem oamenilor că facem nu, orice. Deci noi, ca noi să eram... facem pe oprișan la o emisiune aici, pentru că avem amintiri comune și tu. Da. Dar aia atunci am crezut că o să ne omoare în Croația. Deci eu cu oprișan, pe teren, când vedem că suntem furați, vedem negru în fața ochilor și nu mai există. Da? Furano arbitri, da. Agresiv. Dar atunci am crezut că ne omoare. Hai să mai vedem câteva comentarii, Narcis. Ce părere ai? I-ai scris Luana Bogdan? Acum. Scrie, te rog. Cât mai citesc eu aici, îi spui. Pe Instagram, da? Da, să-i dai link-ul meu, fără nicio problemă. Exact. Și să te urmărească pe TikTok.
O să vorbim despre asta. În primul. Că aici eram cu trupa. Ai ajuns la 1000? Eram cu titularii, cu băieții ăștia care spuneau, ei acolo râdeau că am 800. Că nu o să faci, că nu știu cum am ai... depășit 1000 de mult. Mamă, ești. Am 1100 aproape. Ai rupt. Da. Stai să citim niște comentarii și apoi revenim și la TikTok. Bergodi egal capra cu 11 iezi. Bergodi ar putea să fie Pinocchio. Bam, boreclă. E bună asta cu Pinocchio, dar de ce? Faianță că... ciobită. Așa, stai să mai vedem. Poreclă la Bergodi, mecanic de tren deraiat. Deraiatul din depou. Deraiatul din depou merge. E bună, da. Mai ales că depou e foarte aproape de Stadionul Giulești. Da. Depou București. Ar merge acolo. E bună, da. E o pornire mai grea, dar avem. E seara, e lungă. Uh-huh. Puteți hai, mai băieți, mult. E minutul 24. Puteți mai mult la poreclele. E 0-0 la românești, 0-0 la Bergodi. 0-0 la pe Signal Iduna. 0-0, okay. Da. De acolo n-am văzut imagini. Barça 1-0, da. Poate vă rugăm frumos să ne mutați și nouă pe celălalt meci, că aici oricum, se știe. E mai frumos să stai, e mai frumos. Da, dar 4-2, poate mai vedem și noi acolo, îl vedem pe Moldovan pe bancă. Poate mai vedem faul Turzic. Exact. Da. Marcel Răducanu a spus că e foarte greu pentru... Am vorbit mai devreme cu el și mi-a spus că e foarte greu pentru Borussia Dortmund. Zicea că face o oră jumate până acasă, pentru că știi că stadionul Dortmund... E chiar în centrul orașului și că atunci când joacă Borussia Dortmund e blocat. Se blochează tot. Da. Borussia Dortmund domină evident aceste prime 25 de minute. 67% posesie pentru nemți. Păi așa e. Când Cholo Simeone are avantajul, da. Te așteaptă la... Eu cred că e singurul antrenor care știe să joace la egal. 5 ocazii, atunci când de, are 5 ocazii de gol pentru Dortmund, doar 2 ocazii de gol pentru pe poartă, Atletico Madrid. Șuturi pe poartă, 2 pentru Dortmund, 1 pentru Atleti. La cornere, 3-1. Iar la faulturi avem 3-0, stimați răspunsători. Adică pentru băieții ăștia care joacă pe chestia asta la pariuri, cred că este încurajant așa. Pentru ce? Pentru faulturi sau pentru ce? Faulturi, șuturi pe poartă. Da, cornere sunt 4 deja. Cornere, asta zic, da. Nu știu la cartonaș, dar un cartonaș până acum nu cred. Cartonașe, nu. Ca aici știi că doar când nebunesc băieții lui Simeone, când le dă semnalul, când le zice dați drumul la căței. Probabil că un pic pe final. Ai văzut, final. Atunci încep și ei se comportă exact cum se comportă și Simeone. Atunci încep probabil cu că flegme, cu din astea, cu înjurături, cu toate cele. Hai să vedem dincolo, apropo, ca să citim statisticile. Uite-și pe Vițel. Să citim statisticile și frumoase tricourile astea, chiar dacă nu sunt clasice. Da, asta clasice, vreau să spun, chiar arată foarte interesant. Fără roșul lor, doar cu albastru și alb, dar frumoase. Mi se pare că mai purtat, seamănă foarte mult cu cele purtate de Porto, nu știu ce ediție de Champions League, la fel, a avut și Porto. Fix modelul dar ăsta. Dar nu atunci când au câștigat cu Mourinho. Nu. Bun, la Barcelona situația stă în felul următor. Era un fotbalist, au bătut 3-0 în finală, Porto, și-au câștigat Champions League. Așa, zim. 3-0 au câștigat, nu? Da, dar zim ce vrei să spui, dacă zici era acum... Era un fotbalist brazilian, Luis Alberto? Nu cred. A și marcat. Cum îl stai că ne gândim imediat. Da, băieți, poate ne ajutați. 40% posesie pentru Barcelona, 60% pentru PSG. Un șut pe poartă, acela a fost golul, m-a tras de Rafinha. La cornere, 3 cornere pentru PSG. Și cam așa arată, parcă mai sărăcăcios un pic, din punct de vedere al statisticilor, Barcelona cu PSG. Asta nu înseamnă că trebuie să fie neapărat un meci mai urât, ci doar acum așa arată din punct de vedere al statisticilor. S-a tras Carlos Alberto, mă, șampion. Carlos Alberto? Băi, vezi, mă, șampion. Parcă să-i Luis Alberto, nu? Așa, Carlos Alberto. Bă, Carlos ce, Alberto. Ce fotbal. Deco a fost omul meciului atunci. Deco? Care a ajuns la Barcelona. Și mai aveau. Au avut o generație bună. Ricardo Carvalho, nu? Da, senzațional a fost. Au bătut 3-0 în finala aia, i-au rupt în două. Era Mourinho. Da, atunci ia uite ce imagini frumoase 2004. Cu zidul galben. Foarte frumos. S-a jucat atunci cu Monaco. Monaco, nu? Cu Monaco. 3-0. Pe, la Schalke, parcă. Gabriel Cepoi, acum 6 minute. Așa. Mario, Luigi. Așa. Browser, Princesa, Peach. Eu, dai puțin că el n-a pus virgule și eu le citesc nu așa. Nu e șampion, nu e, uite, nu sunt. Este, uite, îți mai arăt o dată, nu există. Fii atent. Luați burtiera șampionul, că nu se vede. Daisy, eu îți mai zic niște nume pe aici. Păi astea sunt alea din joc, dar nu sunt, uite. Donkey Kong. Donkey Kong, da, uite-l aici pe Donkey Kong, uite-l aici. Rosalina. Nu e nici Rosalina. Nu. Nu sunt șampion, este, nu sunt, uite. Princesa ai nimerit câteva. Nu este. Gabriel, ai nimerit câteva. Doar pe Donkey Kong l-a nimerit, probabil pe Mario și pe Luigi. Da, uite, Bad Mario și Bad Luigi, știi cum îi cheamă? Sau oia mici? Sau ăsta, The Bad Guy, uite. Mai bine vorbim de bunăciuni din tenis. Păi am vorbit de fetele noastre am vorbit care sunt calificate, care dar sunt era altfel... Adică, băi, zine tu atunci, dacă vrei. Să ne spună Drejan, top 3 bunăciuni din tenis.
Adică mă refer la calitate tehnico-tactică sau calitate... Așa Iga Świątek e cea mai, se pare cea mai Champions League. Sau te referi la alea care arată sunt frumoase? Carlos Alberto, uite că ne-au spus oamenii mai înainte. Carlos Alberto, oamenii, Champions League era, dar a dispărut complet. Bergo Dileala. Bun. Merge, merge, fii atent. La acolo, Andreea. Eftasiu Silviu, Bergo Dileala. Cristi Macaz, am că e bună. Și stai că ne-a mai Stefan scris cineva, Alexe, Cristi Macaz, să le notăm. Alin Marian Poale Lungi, Crispi Bergodi. Și ar mai putea să mai fie, zice Dani 04, o poreclă de moment ar fi ex-mob experto. Cristi ex-mob experto. Foarte merge, bun. Foarte și asta, mamă, cum au venit astea foarte bune. Sunt notate, da? Sunt puse acolo în catastif. Sunt foarte bune. Ce? Pe YouTube, da. Pe YouTube. Pe sunt, YouTube. Sunt domnii noștri care au comentat pe YouTube. Băieții care ne urmăresc, a zis că alea faine din tenis. Cred că te referi vizual, nu? Adică roșu la Barcelona, cine? Cine a luat roșu? Dă, Doamne, să ia Barcelona, dar zic așa, nu vreau să vă supărați. E fake news? Cui i-a dat? Ișvan Kovac este arbitru, mare atenție, Ișvan Kovac este arbitru la Barcelona PSG. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Scapă singur, cred că e Mbappé aici sau Barcola, unul dintre ei. Mamă, Araujo îl faultează prin... Da, Barcola este și Araujo se duce efectiv într-un placaj, mamă, o forțare. De ce să faci chestia asta? Dar nu-mi dau asta? Seama dacă e și penalti și nu roșu. E, nu e, uite, e uite în afară? De aici, da, de aici. Parcă e în afară contactul, da. De aici se ia, din momentul în care a pus mâna pe el. Dar cartonașul roșu a rămas pentru că n-a vrut să ia ninja. I-a dat roșu Ișvan Kovac și roșu Ștefan direct. Fieraru. Da. Deci fii atent că Ștefan Fieraru dă roșu că îmi dă la noi în campionat, mă, dar nu-i de roșu. I-a dat roșu. Dar nu-i de roșu. Ah, că nu-i de roșu, nu-i de roșu. Ei dai galben acolo pentru că nu avea chiar planul porții, adică el era cumva în unghi acolo, putea da, nu, să iasă portarul. Da, nu, că se dusă, să știi, și făcuse mingea. Se nu dusă, știu ce să zic, nu-i nu, de roșu. Scăpase. Iară eu zic Ștefan, că e de roșu aici pentru că scăpase. Eu zic că Ștefan Fieraru arbitrează, trebuie să-l dea afară, mă, din arbitraj. Alex, tu ce zici, de roșu? E zero baraj Ștefan Fieraru. Andreea Bisu, tu crezi că e de roșu? Nu, nu te mai inter. Foarte bine, Alex, de acum încolo o să vorbesc cu tine. Un cartonaș roșu, uite, efectiv, uite cum îl ceartă Ișvan Kovac. Du-te, copiile, îi spune. În română. Da, în engleză, apelativul marș, cum uite, ar fi? Cred că el mai spunea asta în România. Uite, i-a zis ceva, cred că de putos gringos. I-a zis, du-te, copii. Uite, Cipricio, roșu clar. I-a zis de puta madre. Roșu clar, nu mă, oamenii sunt specialiști. Nu e lăsați-mă clar. Cu Fieraru ăsta că e râs de arbitru. Uite-te puțin că se duce spre poartă. Uite că se duce spre poartă. Ce, cum să nu fie? Uite preluarea cu portarul, rămâne în față, e roșu cât casa. N-a avut nicio idee la minge, l-a pus o mână pe gât și după aia l-a împiedicat. Eu zic că este roșu cât casa. Foarte bine Ișvan Kovac, un arbitru excepțional. Cine bate? Ia uite, terrible, îi zice, ai văzut că e terrible, da, Araujo. Auzi, dar și Araujo, mă, nu faci mă din astea. Dar cine era? Horatius Feșnic era Feșnic era arbitru al patrulea sau Radu Petrescu? Da, l-am jurat și pe el, i-a zis. I-a zis că ești teribil total. Da. Oh, bate Usman Dembele? Dembele, dă Dembele. Cu ea. Te lași pe ea, copiile, fii atent, o lovitură liberă extrem de periculoasă. Dă cu ea în tribună. Se duce în primul inel. 80 de metri. Ia să vedem. Cum să nimerească poarta, ce aveți de Dembele? Să nimerească poarta. Hai că n-a dat așa rău, degeaba zici tu. Hai șampion. Boțoghină președintele la arbitri la CCA. M-am de fete. A, tu ai rămas acolo. N-ai ratat subiectul. Cred că cea mai drăguță este Fanny Stolar, nu cred că o știți. Svetlana Pironkova. Zine-mă și tu niște. Sorana Cârstea. Sorana Cârstea, da. Ema Răducanu. L-ai văzut? Da, n-a fost ce să, dacă am zis și eu, da, la Sorana Cârstea și la Ema Răducanu. Egna Zitolina. Dar Ema Răducanu a mai jucat după ce a câștigat Wembley, ea joacă, dar... Păi eu am văzut-o numai în gips, în poze numai în gips, era picioare, mâini, păi era numai în gips. Pare că și acum e lovită. Da? Da. Aoleo, lasă șampion, lasă că săraca a avut și cancer. Aia doar în visele. Uite, Camila Giorgi. A scris cineva, uite acum, Bogdan Bolan, Camila Giorgi. Zvitolina e luată, nu se pune. Nu. Fanny Stolar, ia căutați. Pironkova din Bulgaria. Am zis-o și eu, Svetlana Pironkova. Fanny Stolar, căutați-o să la fel. Da. Sorana Cârstea. Camila Giorgi, uite, multă lume spune Camila Giorgi. Da, dar nu știu pe Fanny Stolar și pe Svetlana Pironkova. De exemplu, n-am văzut. Da. Astea. Asta este, eu zic că Badosa, uite. Badosa, corect. Zice Remus. Doar că am văzut că s-a cam îngrășat în ultima
perioadă. După praful ăsta mai stăm la câteva kilograme. Da. Ce? Bușar, n-am mai văzut. Da, nu e tenismen. Nu mai joacă, da. Cu scuzele de rigoare pentru Gabi Ilcu, ea nu mai joacă tenis. Nu mai joacă, da. E da. De mult doar păi model. Doar. Numai cu Disneyland, cu din astea. Da. Da. Tu ai zis și de Stolar, de doamna Stolar? Am zis prima, am zis. Da, prima. Numărul 1. Că zice cineva, bună, rău. Adică cum joacă, mă refer, că asta e. Da, am zis. Multe titluri. M-ai întrebat. Badosa e frumoasă pentru o spanioloaică, zice Orizont Ereditar. Nu, e frumoasă, frumoasă. Da. Vezi, am început să facem rubrica asta de like and share la liber acum. Păi da, o facem și toată emisiunea, dar și înainte și după. Cred că e mai bine așa să vorbim despre da. Sportivele frumoase. Adică Onja Bör, mai ce cineva. Hai mă. Eu nu-mi dau seama. Gol Dortmund. Gol Dortmund, zic oamenii. Opa. A zis cineva că bate Dortmund, nu? Mamă, suntem în prelungiri, doamne. Gol Borussia Dortmund. Iese Yamal și intră Inigo Martinez pentru că da, pentru că l-a lăsat Araujo. În acest moment Borussia Dortmund a marcat, iar cel care a înscris este Julian Brandt. În minutul 34, deci, să vedem. În momentul ăsta chiar trebuie. Nici vorbă de offside. Preluare superbă. Shoot. Oh, trebuie să intre Horațiu Moldovan, păi cu obla cu greșeala asta îl schimbam până în pauză. N-ai cum să o greșești. Pare că el și-a băgat-o în poartă acolo, nici nu știu dacă se ducea pe poartă mingea. A dat bine. Ia fii atent, de aici vedem dacă se ducea pe poartă, da, poate. A dat foarte bine, Brandt. A dat bine, dar parcă păi cum la obla, poartă, da, la obla cu scos pe asta, mă. Că ești obla. Da, bine de tot, Brandt, să știi. Dar acum trebuie să atace și Cioro, că altfel. Da, și trebuie să vină faulturile alea de care mai tot vorbeam. Altfel, păi acum dacă atacă, da, atacă, Cholo, dacă atacă, o să fie și faulturi. Da. S-a pus golul, nicio problemă din camera VAR. Deci avem 2 goluri. Iată, Griezmann este supărat, vedem și pe Coche. Eu l-am și luat pe că marchează pe Griezmann. Antoine Griezmann. 1-0 cu 1-0, dar problema este la Barcelona că e cu un om în minus. Da, dar nu cred eu că bate Paris. La 2 goluri trebuie Parisul nu, ca să egaleze situația. Nu, dar nu ce te impresionează jocul lui PSG? Cu lui Enrique, hai să fim serioși. Nu la 2 goluri să bată, la 2 goluri să se califice. Să se califice. Dacă vor da 2 goluri, intră în prelungiri. Exact, dacă vor câștiga 2-1 sau la diferență de un gol, atunci se intră în prelungiri, da. Dar nu cred. Asta ca să fim curenți până la nu cred, capăt. Pentru că știe sunt 4 faulturi la mine, cer scuze că te deranjez cu această informație. Și acum, uite, vine și al 5-lea imediat. Păi nu, că dacă faultează băieții ăștia nu ne interesează. Uite românul Adeyemi. Adeyemi, fii atent ce, deși a fost foarte slab în meciul tur, da. Dar uite, acum văd că e foarte determinat campionul. Bun, în altă ordine de idei, poate să ne mai uităm la o nouă rubrică? Hai să dăm și altă rubrică. Dăm și rubrica următoare? Hai să o dăm și pe rubrica următoare. S-a zis următoare. Da, s-a primit perfect, acceptul. Perfect. Dacă perfect. Am văzut șampionul, care de fapt au fost șampioanele și nu doar că am văzut șampioanele, am mai și vorbit de care șampioane și am vorbit mult, okay, adică văzut, am fost mult pe tenis. Mi-ai dat puțin 15-20 de minute, da. Vreau să-mi dai 45 de minute. Da, da. Poate într-o altă ediție. Facem din asta. Țineți aproape, da, pentru o altă ediție legată de serviți de bine sau? Da, serviți Euroserva. Euroserva GSP. Servă bună. Da, servabuna.ro. Mergem acum și vedem păcăliciul zilei. N-aș fi crezut că la rubrica păcăliciul zilei vreodată îl vom putea nominaliza cu foarte mare încredere pe Ovidiu Hațegan, care a făcut praf meciul Dinamo-Poliași. Să spunem că eliminarea aceea lui Buena are niște circumstanțe, dar apoi ce s-a întâmplat în duelul dintre Homau și Luca Mihai n-are absolut nicio explicație. Ovidiu Hațegan, într-un dialog personal, dar am înțeles că s-a primit acceptul de a publica, într-un dialog al lui Hațegan cu Ovidiu Ianițoaia, arbitrul a recunoscut că a luat decizia greșită. O să și vedem o declarație dată de Ovidiu Hațegan. N-a interpretat, uite, o vedem chiar acum. Din păcate, n-am perceput pe moment gravitatea impactului, am văzut doar 2 jucători lovindu-se cap în cap, iar impresia mea a fost că Dinamovistul a vrut să joace mingea. Când am revăzut faza, mi-am dat seama că am greșit, trebuia să folosesc cartonașul roșu. Îmi pare foarte rău de cele întâmplate și îi doresc jucătorului de la Poliaș însănătoșire grabnică, a spus Ovidiu Hațegan pentru gsp.ro. A ratat-o, a comis-o, dar acolo când vezi
un jucător care e prăbușit, un jucător grav avariat, când intră salvarea. Intră salvare. Am înțeles că a fost și ceva sânge, exact, gură cervical cu timpanul spart. Nu e. Eu am trebuie spus să te activezi, să vezi că e de fapt. Și ești Ovidiu Hațegan, adică ești cel mai bun arbitru. Da, șampion, dar din punct de vedere al body language-ului nu simte deloc contactul. Se vede că n-are nicio treabă cu fotbalul. Am impresia că face pentru bani, nu știu. Deci mie mi se par arbitri ăștia. Eu dacă aș fi azi la CC acum, dacă m-ar pune mâine, afară pe toți, mă pe toți, n-aș ierta nimic. Mă, nimic n-aș ierta, pe toți i-aș da afară, instant. Tot ce avem noi acum pentru Liga 1, afară toți. Și aș începe, dar știi cum le-aș face? Aș suna exact în zile în care, unde ești, Hațegan? Sunt la Timișoara, mâine la ora 8 ești la mine la birou, la federație. Frații Fierar, unde sunteți? La Carei. Mâine la ora 7 și 25 de minute la mine în birou. Afară, mă. Și aș da, aș face și cum, aș televiza și le-aș explica de ce îi dau afară din arbitraj. Și le-aș zice, bă, nu mă interesează că voi sunteți, după ce că voi spuneți că sunteți ecusoane FIFA, voi sunteți, voi nu simțiți jocul, mă, băieți. Voi nu simțiți, voi nu vedeți că nici într-un fotbal atât de slab, care are două viteze încet și deloc, voi nu simțiți jocul. Bă, băieți, afară. Borussia Dortmund marchează 2-0, cred că a fost ADM, românul nostru. Deci la scorul ăsta Borussia este mai departe. Este mai departe. A zis cineva mai devreme că Borussia câștigă astăzi. Ne-a zis. Da. 2-0. Hai să vedem. Cum dacă era aia? La super avantaj ai și meciul. Dacă a fost nu, n-a fost ADM, a fost Madsen. A fost da, Madsen a fost. El a fost cel care a marcat. Minutul 34, minutul 39, două goluri Dortmund Atletico Madrid în acest moment. Fii atent. Uite. Uite, gol PSG. Mamă, unul gol la unul. Și PSG, unul acolo, goluri, au venit golurile. Goluri. Oh, ce frumos, ce gol frumos. Uite-te și tu pe zona asta cât de slab stă Atletico Madrid. Anulat? Ia să vedem și noi imagini. Slab. Uite-te și tu. Băi, deci este a doua oară când se intră la fel, identic, și băieții ăștia sunt topiți. E agitație mare, Borussia Dortmund sigur a marcat. Ia să vedem dacă la PSG e gol anulat. Aici nu e offside. Aici nu e offside. Nu e offside aici. Aici nu e nimic, aici e gol. E gol perfect valabil. E gol perfect valabil, 1-1 la PSG, două goluri marcate în același minut. Uite Kylian Dembele. Dembele, ați râs de el. Ați râs, dar ce gol de Dembele. Dar asta pentru că i-a scăpat pe sub picior lui. Nu le-a dat și în tur, Dembele? Ba da. Asta pentru că i-a scăpat lui Kylian Mbappe intercepția. Ce mai spui, Andreea, de acest rezultat? Un 1-1 frumos și cu jucător eliminat? Cred că așa rămâne. Nu are cum să mai bată Barcelona, eu zic că de acum încolo începem bacel. Stai că se verifică golul, gol check nu, avem. Nu, gol check, dar n-are ce să fie. Da, dar că dacă îl verifică, check over. Păi da, a fost gol perfect valabil. Da, dar vezi aici la VAR din Champions League, uite și asta mă enervează. Aici stau 10 secunde. E, la VAR-ul nostru, câte 9, 10, 15 păi minute. Nu au imaginile. Ce să n-aibă, mă, șampion? Sunt foarte slab, mă, afară toți. Și aș începe cu ăștia, aș începe cu frații Fieraru și cu Hațegan. Dar pe Hațegan primul. Ia zice, bă, nene, nu-ți place de el? Nu că nu-mi place, nu-mi place niciunul. Păi uite-te, nu mai zic de la Iulian Călin. Păi ăla l-aș umili public, mă, înțelegi? Da, l-aș îmbrăca în culorile partidului, înțelegi? Da, el e la PNL. Și a zice, băieți, ăsta e loc de scuipat. Bă, n-ai ce să cauți, asta mă. Asta a fost mult prea rău. N-ai asta ce să faci, n-ai ce să cauți. În momentul în care, nu mai vorbesc, bă, în momentul în care tu vii să arbitrezi echipa lui ăla care este președintele de județ al partidului. Deci ajungem exact ca în amintiri din comunism. Exact acolo suntem. Nu suntem departe de un meci scornicești cu Victoria București, de Flacăra Moren cu Steaua Mizil. Nu suntem departe momentele astea. Pe asta mă enervează. Eu cred că există un arbitru bun. Cred că există un arbitru bun și întotdeauna am zis asta, care se vede că a și jucat ceva fotbal. E vorba despre Sebi Colțescu. Da. El a avut alte probleme, dar la dar nivel. Dar el e pe final, gata. Dar la nivel de arbitru și de talent. Nu, dar se retrage, el e bătrân. E bătrân. El oricum e, cred că e ultimul an. Nu? E gata, și el din arbitraj. Da, corect, nu, a jucat fotbal la juniorii Craiova, adică îl știu de când a debutat ca arbitru. Era foarte da, el ok. Foarte ok, da. Și ar putea să fie, dar din, spun, în rest, din noua gardă ce s-a încercat o promovare, nu. Păi avem așa. Radu Petrescu și Horațiu Feșnic sunt de o aroganță imensă, da, iar ei nu potrivesc aproape cu nicio decizie. Niciodată, da. Nu mai zic de dar au aroganța asta. Băiatul la care e șef pe la AJF Pitești, Popa sau cum îl cheamă.
care acum stă numai prin cabina VAR pentru că nu trece greutatea, adică omul e supraponderal. Au fost doi arbitri, mare atenție, au fost doi arbitri care n-au trecut, cel puțin doi, mă refer la ăștia de pe Liga 1, care n-au trecut la începutul sezonului testul fizic, mă. Deci asta e meseria ta de arbitru. Deci tu atât ai de făcut. Horia Mladinović, da, care el în viața reală, am înțeles că e și kinetoterapeut, fizioterapeut, ceva. Asta adică e ca aia când se presupunea că tu trebuie să fii un pic. Când îți vine profesorul de sport de la o oră și mănâncă șaorma, știi? Și le zice, da, copii alergați. Așa și el n-a putut. Și el are 140 de kg. Și n-a putut nici domnul Popa. Domnul Popa este cel mai grăsus arbitru dintre toți. Și adică este și șeful AJF Argeș. Argeș, da, el e mereu la meciuri acolo, se uită. Șampion, da. Deci tu n-ai voie. Deci pe lângă asta, eu aș scoate chestia asta. Nu poți, mă, tu să fii șef AJF, să fii și arbitrezi în prima ligă. Nu poți. Hai să vedem și niște comentarii, pentru că am s-au dat multe goluri și n-am mai fost aici pe fază. Hai să mai vedem. Bergodi il Desperatore. Merge. Mai ales că da, încă nu s-a... Bergodileala, da, e bună, e bună de tot. Bergodileala. Cu... Dar cine a zis Bergodileala, am notat? Silvio Eftasiu, parcă. Ai zis tu, de trebuie la notăm, Galat. Sper, ne bazăm pe Andreea, că a notat ea. Cred că el a zis. Boțăghină se că... poate băga pe Simona Halep. Da. Așa, la Macedonia ca în mafie, trebuie să fie Macedon. Vorbește Nea Cristi, zici că e ventriloc. E o prostie și a dat seama imediat de gravitatea situației, că își reacționează imediat și cere disperat intervenția salvării. Și asta e corect, când zice cineva aici. Adică Hațegan vine acum și spune că nu și-a dat seama, dar atunci făcea repede semne disperate să intre salvarea. Păi și deci... de ce nu-i dea roșul ăla? Păi asta spun. E o minciună, așa ceva nu se poate. Nu simte jocul, dar e doctor totuși. L-a ajutat că e doctor când a avut el problema medicală. Aia l-a ajutat, a simțit mereu că a simțit că e ceva în neregulă și s-a dus acolo. De oameni ca Drejan avem nevoie la FRF, președinte Drejan. Colțescu e vecin cu domnul Drejan. Nu este. Stă în Craiovița Nouă, dar nu mai stă, cred că în Pipera, am impresia. Nu mai stă de mult în Craiova. Asta. Și e din Craiovița Nouă de la Orizont, iar eu sunt din Braza lui Novac, deci nu ne-am intersectat în decât la, țin minte, când era arbitru de Liga 4 în Dolj. Da. Și l-a promovat Ion Crăciunescu. Da. La recomandarea lui Nicu Neagoe. Foarte, dar ți-am spus, foarte talentat. Că după că a mai avut el episoadele lui, că așa este cu totul altceva. Dar așa dacă vorbim despre... Și Sorin Corpodean era foarte talentat. Da, dacă vorbim despre... Bine. Dar avea momente în care... Avea momente în care atunci era o altă, exact, altă ligă. Dar erau și alte probleme. Da, și știi cum îți dai seama? Asta e doar părerea mea. O să vedem dacă și oamenii sunt de acord cu mine, sau tu ești de acord cu mine, sau oamenii de aici, frații noștri din regie, sunt de acord. Mie mi se pare că la un arbitru îți dai seama dacă este bun sau slab, dacă atunci când se duce în fața monitorului, el are nevoie de 17.000 de convorbiri cu aia din cască, pentru că nu știe nici regulamentul. Dacă are nevoie de 17.000 de reluări, mă, ce reluare mai vrei? Dacă ăla spune prima dată și vezi că e un fault, tu îl dai în secunda 1, că exact, tu n-ai nevoie de 18 unghiuri. Exact, bravo. Au aia nevoie la... Când trag liniile, aia au nevoie. Îmi amintesc pe Balaș. Balaș care a jucat fotbal și a jucat în prima ligă din Ungaria, a jucat fotbal. Deci, Balaș la fel. Simțea imediat. Imediat. Păi simți că unele se aud contactele. Dacă ești ai fost acolo, fotbalist, dacă simți, ai fost fotbalist, dinamica. Simți dinamica, vezi biomecanica. Ce arbitri am fi noi? Da? Dar mai suntem în cuvânt. Când ești, dacă ai jucat fotbal, e mult mai ușor. Dar băieții ăștia n-au jucat fotbal, erau cei mai netalentați și de aia s-au făcut arbitri. Așa mi se pare că la noi în România, pe lângă faptul că sunt, eu cred că sunt și mulți, sunt și coruptibili. Pentru că vine unul șef de nu știu care, vine unul aduce cateringul la federație, altul este prin nu știu ce partid. Adică cumva sunt promovați și în interesul ăsta al românismului prost înțeles. Păi că acolo suntem noi, ajunge exact ca la stat, cum se întâmplă la stat. Așa este și în fotbal. În fotbal cine? Spunea Mircea Pascu 90 că domnule, nu cereți prea multe. Atunci când plecau toți, plecau de la Dinamo cu Ianul atunci, plecau jucători în selecție toți, da? Și a zis Mircea Pascu că se dispăruseră banii, erau hrăpărau banii. Furano banii, că gândește că veneau bani de nu-i controla nimeni, nu venea niciun fisc, nu te controla nimeni atunci, și veneau milioane de euro. Își făceau unic, veneau pe fotbaliști, Dinamo, Steaua, Craiova. Înțeleau, păi numai din povestea Cârțu. Dacă nu credeți, să întrebați-l. Când l-au văzut pe Gică Opescu în Olanda, așa, doi oameni de pe la Craiova, unul Dumnezeu Dinamo, că nu-i frumos să vorbești despre morți. Bă, și-au cumpărat și că s-au dus și-au cumpărat 10 costume Armani. Înțelegi? Adică o investiție proastă. La vremea respectivă. Că așa erau oameni educați. Și a spus Mircea Pascu la vremea aia, spunea Dumnezeu să-l odihnească. Dom'le, fotbal e oglinda societății, tocmai pentru că furau, derupeau atunci. Și își băgau în buzunar, nu conta, vindeau. Pentru că
Italia 90, fusese România cu mondial, era liber, lua statul din România. Și România avea fotbaliști. Că toți, avea. Nu? Au ajuns toți, Lupescu, păi Dinamo atunci cred că a vândut două vagoane de jucători. A avut foarte mulți jucători. Stai puțin, Narcis, pentru că o să continuăm discuția. Suntem pe final de primă repriză pe ambele stadioane. De fapt, la Dortmund cu Atletico Madrid deja este pauză, 2-0. În acest moment, la acest scor, Borussia Dortmund este echipa care merge mai departe. E un lucru extrem de important și este pauză la Dortmund. Vine și pauza imediat. Vine și pauza la Barcelona cu PSG. Situația e în felul următor. 1-1 în acest moment. În continuare, Barcelona are avantaj de un gol, dar Barcelona are o mare problemă. Ișvan Kovaș l-a eliminat pe Araujo, după părerea mea, eliminat corect și după părerea celor din camera VAR, pentru că a fost un roșu direct. Dacă ar fi fost probleme, interveneau nemții, că am înțeles că sunt niște nemți la camera VAR. N-au intervenit, i-au confirmat decizia și Barcelona are un jucător mai puțin. Dar și fanii, o are și grea Barcelona. Fanii Barcelona s-au fi obișnuit pe stadionul ăsta olimpic? Tu ai fost pe el vreodată? Nu, n-am fost. Am fost eu pe Montjuic, el. Montjuic, nu? Cum se pronunță? Da, Cătuiști. Acolo, la Montjuic, e chiar pe vârful muntelui. Uite, duci cu... Cred că n-au ce să facă, trebuie să te obișnuiești, că n-ai alt stadion momentan până va fi frumusețea. Foarte vechi e. Real Madrid a jucat acolo, la Castilla, la lor, a jucat în bază. Da, da. Mititel a jucat un an jumătate. Asta e imens. Dar... A jucat și în Champions League acolo, așa Real Madrid. Îți dai seama, era stadionul omologat să joace în Champions League. A, au făcut din domn Florentino, nu putea să au tras niște sfori, o derogare mică. A sunat Flocea Perez. A zis, oricum, copii. Flocea Perez are varul în toată Europa. O să facă și Superliga, o să vezi. Eu sper ca domn Florentino să fie cu căștile puse, pentru că e greu. Mâine la cu City e greu. Tu observi că avem în studio acum niște pregătiri, e Zoom, se așa, urmează rubrici noi, observi asta? Da, dar nu e la feminin. Nu e, da. Da, nu e la feminin. Da. Asta a avut este. O invitată acum pe doamna Irina Delean. Bergodi poate să fie Ochio Show. Ai văzut că îi merge, Ochio mă. Show, Ochio Show, pentru că el făcea și cu ochii așa, mă. Da, asta era Ramona Bădescu. Ochio Show. Ochio Show. Ochio Show. Da, cadou. Da, da. Cadou. A, era altceva la cadou. Dar nu era tot o rubrică din emisiunea era, nu, era un teleshopping. A, cadou. Care era și un italian. Era un cadou. Italian cu o fată care traducea. Da, da, făcea, da. Ăla cadou. Făcea. Atenti, 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 atenti. Due di scineri. Tuto a 15 lei. Mamma mia, ma che cadou. Și aia făcea cică. Doamnelor și domnilor, 12 inele, a zis 12 ineluri, așa a tradus aia, okay. De lângă ea, de lângă el, 12 ineluri, toate la 50 de lei. Ce cadou. Aia, dar el, mamma mia, ma che cadou, 12 ineli, 13 ineli, tuto, grande cadou, a 15 lei. Și aia lângă el. S-a pornit. Atenție, 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 12 inele, 50 de lei. După acest moment de teleshopping prezentat de inegalabilul Narciso de Reggiano, italiano vero, cum se dice Narcis, foarte bine, urmează, stimați telespectatori, dragi radioascultători, pentru că exact. Noi așa, suntem în continuare și pe frecvențele Radio Sport Total FM, absolutamente cadou. Așa cum spune și Dani 04 Rapid, avem și noi pentru dumneavoastră un cadou în acest moment alături de noi, în studio, alături de voi, cei care ne urmăriți, s-a alăturat și doamna domnișoara Andreea Visu. Este gata, dacă nu este gata, oricum o luăm prin surprindere acum. Salutare, Andreea! Bună seara, băieți! Bună seara, băieți! Urmează știrile gsp.ro, așa cum ați văzut deja. Ce faceți? Cum sunteți? V-ați încălzit? Suntem foarte bine, ne bucurăm că ai pățit și tu asta cu un bumper. Mi se pare extraordinar, da. Ca să nu mai râzi de noi dată. Cum am pățit noi de săptămâna trecută, că nu intra un bumperul, că râdeai tu. Foarte bine, vezi, extraordinar. Vezi, și noi nu te-am pus să cânti bumperul, Andreea. Da, puteai să faci tu. Pentru binele tuturor, nu am să cânt bumper. Da, o să cânt eu. Noi spunem că prima știre despre Rapid. Fac pariu. Da. Nu, Andreea? Aș putea să fac asta, dar numai ca să nu fie ca voi, nu o să fac asta. Eu, eram sigur. Da, ia să vedem. Zile unde avem de pe prima despre știre, pentru că tot am vorbit despre tenis, este despre tenis. Colegii noștri de la gsp.ro, mai exact Roxana Fleșeru, a scris despre Stan Wawrinka, da? Vedeta care a venit la București, la Țiriac Open. Acesta a fost eliminat. Narcis, tu ești mai mare fan tenis decât noi. A făcut și un interviu foarte bun cu Stan Wawrinka, în care a amintit despre reverul la comână pe care îl lovește el și spune că nu este cel mai bun rever pe care îl are. Și foarte interesant, ce mi-a plăcut mie, modestia pe care o are un jucător la 39 de ani. Am văzut meciul astăzi.
dar nu mai poate. Eu în locul lui m-aș retrage, nu știu de ce o face. Probabil că zice, bă, stau până pe la locul 100, după ce ies din 100, mă retrag. Are aproape, are 39 de ani, pleacă pe 40, cred că am primit în martie 39 de ani, dar nu mai poate. Adică eu este și despre... supraponderal, nu mai alergă după mingi, el lovește doar din experiență și de asta l-a și bătut Borges asta, pentru că nu mai rezistă. Ok, a câștigat din experiență primul set, dar după aceea următoarele două s-a văzut limitele. Dar am înțeles că este un absolut animal în ceea ce privește băutul și rezistența la alcool. Am înțeles că bea în neștire și se reface foarte repede. Se vede și la fizicul pe care l-are, pentru că e gras, adică îl vezi și pe teren. Ai ceva cu oamenii care sunt un pic... Nu șampion, dar totuși, adică la cum arăta Stan Animal, cum îi spuneau, da? Stan the Man, astăzi e... se vede clar că... Vezi, mă pune să stau în cameră, să mă uit la camera aia. Da. Și eu mi-au stins televizorul, să nu mai controlez pe aici. Păi efectiv, ca să nu te mai vezi, au făcut o răutate mare de tot. Fiecare cu ce-l doare. Hai să revenim. Continuăm cu știrile, vă rog frumos, pentru că avem și alte treburi în seara asta. Pentru că ați cerut Rapid, ne ducem la Rapid. Haideți să vedem ce a spus Marius Șumudică despre demiterea lui Cristiano Bergodi. Pentru că de fiecare dată când apare această problemă cu demiterea unui antrenor de la Rapid sau plecarea lui, Marius Șumudică este întrebat despre treaba asta, știți foarte bine. Ei bine, Marius Șumudică a ținut să precizeze faptul că are oferte, că discută, cum vedeți în titlu, discută cu două echipe din Turcia. Ca de obicei, nu așa a spus și data trecută, dacă nu mă înșel. Da, cu Fenerbahce și cu Galatasaray cred că discută, dar mult în secret vorbește cu ele și cu cum îl mai chema? Cartal, cum îl chema? Ismael Cartal. Ismael Cartal. Cu Ismael Cartal cred că vorbește în continuu, genială în neștire. Auzi, aia mi s-a părut genială cu oferta din Iran. Băi, genială. Și a refuzat-o, nu? Am văzut, și că am văzut cum zburau dronele deasupra Iranului. Băi, nu! Dronele zburau deasupra Israelului. Că nu erau ăia proști să-și dea singur cu drone în țara lor. Da? Poate că le-a văzut când plecau. Da, deci Ismail Cartal, n-ai ce să faci cu Ismail Cartal, șampion. Ismail Cartal, still remaining is... Who is Ismail Cartal? El tot sperăm acum să fie... Nu-l ia niciodată. Păi el a uitat ce a spus... Da, au zis că vor intra la negocieri. Dar el a uitat ce a spus ultima dată Alberto și Andreea. Îmi țineți minte? De azi nu mai sunt rapidistul și Mudică. Mâine mă duc și iau camerul Craiba. Păi cum să... Dar crezi că a urlat așa. Ei, nu. Nu, n-a urlat așa. Făcea. Așa nu, făcea. Nu, ba, așa făcea. Nu de mâine nu mai auziți de Șumudică rapidistul. Stai un pic că așa făcea. Dacă mai țipe așa, deja eu zic că Alex e împachetat. E dat droba dacă avea dar și așa făcea. Așa făcea. Da. Țineți minte. Hai să revenim la Andreea, că uite, ne așteaptă cu minte acolo. Hai să revenim la știrile gsp.ro. Intrați pe gsp.ro să vedeți ce a mai spus Marius Șumudică. Și mai departe avem și declarația sau anunțul lui Dan Șucu despre următorul antrenor al Rapidului. Știți că este acum Bogdan Lobonț interimar, să spunem așa, alături de Adrian Ienci, dar Dan Șucu a anunțat că îi va da credit lui Bogdan Lobonț și avem tot în această știre de pe gsp.ro și reacția lui Marius Șumudică la ceea ce a spus și ceea ce a anunțat Dan Șucu. Intrați pe gsp.ro să vedeți. Bun, mergem mai departe și avem revenim la tenis. Că în seara asta este despre tenis, mare parte. Criză de nervi în duelul ruso-american. Avem aici la turneul ATP de la Barcelona. A fost numai pe tenis în continuu, nu? Chiar așa, nu înțeleg de la ce ne-am luat rusul cu Andrei, Andrei. Trebuie să vorbim și despre alte sporturi, Alberto. Chiar dacă noi suntem cu fotbalul și ne place cel mai mult fotbalul, există și alte sporturi. Există, da. Doar să existe? Trebuie să și vorbim, suntem jurnaliști, trebuie să vorbim și despre alte sporturi. Știți că Andrei Rubliov, despre care vorbești tu, Andreea, a jucat cu Brandon Nakashima astăzi, nu? Păi da, despre asta este, așa. Despre Rublev și Nakashima vorbim. Avem găsit pe gsp.ro un video cu ieșirea nervoasă din acest meci. Intrați acolo să vedeți toate detaliile, s-au ocupat colegii noștri. Da. Andrei Rubliov, așa îi spun rușii. Părinții au dat numele după Sfântul Andrei Iconograful, practic tot ce înseamnă icoană pictată în Bizanț și ce vedem și în bisericile din România ortodoxe. Stilul îi se datorează Sfântului Andrei Rubliov Iconograful. Ca să nu citiți istoria, puteți să vedeți filmul Andrei Rubliov al lui Tarkovski, care este un film foarte lung, dar excepțional, despre cât de important a fost personajul ăsta și, apropo, tenis, în tenis, numele
întregul nume pe care are jucător de tenis vine de la Sfântul Andrei Iconografu, este sanctificat de Biserica Ortodoxă din Rusia și recunoscut și de Biserica Ortodoxă din România, pentru că toată pictura pe care o vedeți în biserică, în biserica bizantină, stilul bizantin din România și din toate țările ortodoxe, pleacă de la acest genial care a fost Andrei Rubliov. Ai vrut să ne faci de râs sau care a fost? Că eu tot nu înțeleg de la... Narcis, putem să ne uităm la documentare istorice sau putem să ascultăm Sport Total FM? Pentru că știu că tu cam în fiecare seară faci câte o lecție din asta deschisă de istorie. Cam o dată pe săptămână, că am început să mă cam supere radioascultătorii. Da, uite că a fost momentul ăsta în care a trebuit să... Ai profitat de ocazie. Exact, și eu profit de ocazie să mă întorc la știrile GSP, pentru că mai am una singură și vă las promit. Tot din tenis? Nu, de această dată este din fotbal, este despre Răzvan Burleanu. Deci nu e din fotbal nici asta. Da, bine. Sunteți răutăcioși. Un pic. Bun, vedeți pe gsp.ro. Vedeți pe gsp.ro cum a fost sărit Răzvan Burleanu de Ceferin. După atacul acela pe care l-a avut el. Simt că vrea să ia postul, domne. Da, aia a sărit. Probabil. Deci UEFA a avut o întâlnire asta? Cu... Da. E adevărat asta, Andreea, că s-a luat Ceferin de la atunci? Adică despre el era vorba? Nu chiar despre el, dar cumva Ceferin a fost pus în gardă. A fost întâlnire, 11 federații s-au întâlnit, dar România a fost cumva exclusă de la această întâlnire și s-au întâlnit vecinii noștri, să le zicem așa, iar noi nu am fost acolo. Semn că ceva e. Că despre el vorbea. Da, ceva, despre el vorbea. Mie mi-a spus Florin Prune atunci la Digi, a spus că stați liniștiți că vă spun sigur despre ele vorba. Iată. Da. Și știm bine că Florin Prune are informația acolo. Mai ales că este și observator UEFA, da, și el exact. Chiar se știe foarte bine cu Ceferin. Și mi-a arătat că vorbise cu Ceferin înainte cu două zile. Exact cum vorbește cu Kylian Mbappé. În exact. Pe da, Instagram. La fel vorbea. Dar el vorbea la telefon cu Ceferin, da, să știi. Fii atent, Andreea, am o rugăminte. Dacă poți să dai pe homepage-ul Gazetei Sporturilor, pe site, pentru că am găsit eu o știre senzațională. Hai mai jos. Vedem. Uite mai acolo. Jos. Știrea aceea mare cu GSP 100. Mai jos. Aceea. Știrea aia. Cum ți se pare știrea aia? Boțoghine și Drejan. Aia cu Boțoghine și Drejan fac spectacol. Cum ți se pare știrea asta? Eu zic că e cea mai tare. Este titlul dat de mine, să știi. Da, da. Vezi? Foarte frumos. Păi eu dacă eu cu asta începeam. Powered by Andreea. Eu cu știrea asta începeam. Păi uite, fii atent că intrăm dacă vrei. Da, nu pot acum că este live-ul. Deci dacă perfect. Intră oamenii aici, găsesc emisiunea noastră și pe site. Suntem și pe site, suntem și pe Facebook, suntem și pe YouTube și suntem și la Radio Sport Total FM. Nu-i așa, Narcis? Exact. Bun, atât de aici momentan cu știrile gsp.ro. Intrați la noi pe site să vedeți acolo toate informațiile zilei. Eu o să revin cu o altă rubrică puțin mai târziu. Băieți, legătura înapoi la voi. Am preluat legătura, dragă Andreea, și în aceste momente mergem direct către comentariile de pe Facebook, de pe YouTube. Hai să mai vedem. Credeți că se transformă și o mudică în Ionuț Chirilă? Pomenește de Banega. În ultima vreme fix o făcea Chirilă cu Florentin Petre, cu Petre Florentin și cu Tararache. L-a avut pe Banega sau ce? Da, așa, dar fii atent. Ca să intrăm mai apoi, mai bine în problemă, pentru că tot este pauză acum. Ce crezi că urmează, Narcis? O altă rubrică. Nu, greșit. Urmează publicitate câteva secunde, apoi ne întoarcem în direct. Am revenit în direct. Boțoghină, Drejan, Visu, Don Câțu și Alex, suntem aici pe baricade, dimpreună cu voi cei care vă uitați la noi. Bergod este Santo de... Patru Goglicea, nu, a fost ceva aici, ba, cine, că e un joc de cuvinte. Cine? Taxinor, da, ceva a fost Santo Bergogli. E un pic greu pentru Sfântul mine. Sfântul Bergodi. Da, dar ce sfânt, că a luat, în fine. În urma, stai să mai vedem, sunt multe comentarii, dar cred că ori sunt eu obosit, ori nu le înțeleg aici. În urma privirii avute aseară, cred că pe lângă ex-mob expertul ar merge și grande aligatore. Spune Dani 04. Am văzut mai devreme, băieți, o pregătire pentru bacalaureat cu Narcis Drejan. Sigur că da. A fost. Da. Așa este, oricând. Pentru istoria. Da, oricând, da. Da. Apropo, Sfânta Treime, celebra Sfânta Treime. Ah, ok, zicea de Papa Francis că el e Bergoglio. Ok, am înțeles acum. E bună. Da, genialul Tarkovski, Papa Santo Bergoglio, da, ok, genialul da, Tarkovski. Bergoglio, ok, păi. Cine a zis de Tarkovski? A fost greu, Haz de necaz a zis. Haz de necaz, da. Probabil că l-a văzut filmul Andrei Rubliov, al lui Tarkovski, a spus genialul Cristiano Tarkovski. Cristiano Mideriado.
Nic Grozav. A mai spus, hai că uite, ok, s-au mai strâns oamenii care n-au uitat de concurs. Dar cele mai bune sunt astea, asta cu Mob Expertul. Ex-Mob Experto. Și a mai fost... Și aia cu Bergodileală. E bună Bergodileala, dar tu mai știi cine a zis Bergodileala? Cred că Silviu Eftasiu din Galați, parcă așa văzusem pe chat, nu? Eftasiu Silviu. E, vezi? Sau Eftasiu, cum vrei tu. Da, da. Porecla Bergodileala. Da, uite, Bergodileala am spus, uite. Am găsit aici. Auzit de Jean de Șoimi Lipova, zic că a auzit. E normal, cum să nu știu, de Roberto Zidu în Liga 3 cum să nu, joacă acolo în zona aia, Banat Lugoj, acolo. Dai seama că nu se Șoimi Lipova. Păi fii atent, maica mea e din Lipova, dar chiar de acolo. Adică acolo acolo a crescut. Născut și crescut în Lipova. Da, da. Bun, încă e pauză la meciuri, ne pregătim ușor, ușor și de repriza a doua, așa cum am spus, cred în acest moment nu suntem în prelungire. Cred că Paul Norbert e antrenor la, mai e, la Lipova antrenor, poate să ne spună radioascultătorul. Păi să vedem, să ne spună, da, să ne spună. Telespectator, radioascultător. Aoleu, abia așa să înceapă repriza a doua, pentru că la rubrica cu numărul 8 e ceva foarte frumos. Abia aștept. Da, 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 da. Sper să fie. A început Dortmund cu Atletico de Madrid, s-a reluat partida acolo. Da. Oare o fi intrat cu Orațiu Moldovan? Pentru că nu o să poți cu asemenea greșeli făcute de Oblak. N-a greșit cu Mica, zic eu. Păi tu cu cine ții? Aia pe acolo, în apărare, sunt praf. Păi tu cu cine ții? Păi ți-am spus că eu trebuie să țin record de la peste, mai are 380 de meciuri până când intră poarta, nu? Da. Zi-mi acum, în momentul de față, la scorurile astea, tu cine crezi că merge mai departe? Rapid, rapid, ca să nu înceapă să se întâmple ceva. Repede, repede. Dortmund și Barcelona. Dortmund și Barcelona. Nu, greșit. Eu cred că vor merge mai departe. Dortmund și Paris Saint-Germain. Dar există o șansă. O șansă, mi-aș dori, am zis, da, că nu vom avea prelungiri, să știi. Te supără că tu ai ăsta oprit aici? Nu, mai cred că de-aia mi l-aș opri, ca să nu mă uit la el. Dar te uitai, nu? Că era frumos. Da, probabil. Bine, e pus să știu dacă camera aia să mă uit în culo, așa, știi, nu știu. Da, tu te uitai la tine frumos. Da. E, poate că până la finalul ediției, dacă auzi, dacă meriți, te testează oamenii, vezi ce înseamnă? Da, da. E trupa de Champions League, trupa nouă, oamenii îți mai opresc camerele, face glume. Da. Dar ne mai uităm și la meci, să știi. Uite, ne mai uităm și la meci, încep și băieți, da, au ieșit și pe terenul de la Barcelona. Ișvan Kovac impecabil, un cartonaș roșu perfect. Da, are acoperire, așa este, da. Are acoperire, să știi. E bine că până la urmă, uite, te-ai convins. Nu, are acoperire, dar eu tot nu-l dădeam. Adică nu stricam spectacolul fotbalistic pentru așa. Nu, eu stricam pentru că s-a dus că noi, ai noștri sunt așa, exces de zel, strică fotbalul, cât mai că nu se pricep. Nici nu merită, sincer, să arbitreze meciurile astea. Mi se pare așa, nu știu, nu, e fotbalul nostru, când vorbesc de arbitri, mescârbă, îți spun sincer. Oameni scârbă. Deci mai când vezi acolo arbitrează, hai mă să nu mă aud de voi. Dar de să, nici nu să mai uit la fotbal românesc, tocmai din cauza lor. Nu mai pot să suport fotbalul românesc când îi văd pe ăștia că strică etapă de etapă. După ce că e fotbalul slab, mai nenorocesc și ei meciurile. De echipa AS Colorado Spring, ați auzit din comuna Spring? Colorado Springs sunt în America. Colorado Spring nu există. Poate exista? Nu există comuna Spring. Nu cred. Zice Wasp. Există real sau e glumă de Caterinca? Cred că există. Eu n-am auzit. Cred că există. Posibil, Spring așa, și așa au zis Colorado Spring. Păi au zis nu ce să mai faci. Nu cred că există șampion. Uite ce frumos ne-a anunțat Andreea. Pregătim niște personaje, dar nu ne grăbim. Dar de ce să nu ne grăbim? Da. Nu? Că terminăm rubricile sau ce? Păi să le terminăm și după aceea să vorbim mult de like and share. Eu asta îmi doresc. Mă, declarați înainte de City Real Madrid, tu vezi ce e aici? Da, uai de mine. Sunt multe, e o materie, Asta le dăm, terminăm emisiunea. E o materie întreagă. Deci avem, e discuția aia cu De Bruyne și cu Guardiola. Păi tu ce faci, tu acum oamenii. Păi nu, dar lumea știe că lumea au văzut. Știe, da. Au văzut, nu gata, le spunem gata, chiar așa. E bună aia, mă, lui Guardiola cu Fii atent, au început peste tot, toate meciurile sunt începute. Așa că, toate, că-s multe, Andreea, două. Deși ai spus că nu ne grăbim, da, chiar dacă noi nu ne grăbim, e momentul. S-a dat gol. S-a marcat? A marcat Atletico de Madrid. E, vezi? Stai să ne oprim puțin. Gol Atletico de Madrid. Să nu spuneți că a marcat Antoine Griezmann. Hai să vedem cine a marcat, dacă n-aștept băieții să, și frumos, să dăm și meciul repede, rapid, ia. Să vedem. Tensiune mare de tot. O să zic eu cine a marcat. A marcat autogol Hummels. Aoleu! Băi, Hummels, ne nenorocești, ne bagi în prelungiri. Spring a dat-o. Ia uitați-vă ce a făcut. Cobol, cine îmi poartă? Cobol e? Cobol, Cobol e.
Da, dar n-are ce să facă. N-are ce să facă, dar mai intervii puțin. Hummels la 45 de ani, da, și da, Hummels. Da, da, se duce, da, da, da. De bătrân, câți ani are Hummels? 35. Pe acolo trebuie să fie 34, 35, ia uite. 2 la 1. E, acum uite, avem... Uite pe Terzici, mare puțin și... Avem prelungiri acum. E 3-3, e egalitate, da, perfectă. A tres la general între Borussia Dortmund și Atletico de Madrid. Grăbim. Bine, că noi putem să vorbim despre orice. Dacă tine rubricele începem... Asta să fie problema, să nu vorbim. Facem avioane și dăm de la unul altul. Sau inventăm că ne uităm la un tablou aici și ne apucăm și povestim cât de frumos este tablou. Hai să mai vedem, că eu vreau să văd aia cu ghiciște personajul. Acolo stă întâi. Deci ați aranjat ca să mă arde? Urmează ghicește personajul. Urmează acum ghicește personajul, exact. Și ca de fiecare dată la ghici... Păi da, avem după tatuaj. Păi cred că o să zică instantaneu că știe clar cine are. Da, e ușor. Uite-te puțin, vezi? Mi-ai dat ușor. Uite-te puțin. Nu mai joacă fotbal, e analist prin Anglia. Bă, tu ești chiar nebun. Păi da, e tatuaj, e ușor. E ăla e, nu? A jucat la Arsenal, la Barcelona și analist în Anglia. Păi de tatuajul șampion, e ușor. Da, bă, dar cum să știi de la un tatuaj, mă? Că eu aici stau și mă întreb. Tu știi cine e? Nu. Nu știi. Nu. Este analist în Anglia, a fost fotbalist, a jucat la Arsenal și la Barcelona. Ok, acum știu, că nu-s prea mulți. Auzi, să-i lăsăm. Să-i lăsăm și pe oameni. Gică Hagi, cine era? Păi n-a jucat la Arsenal, la Barcelona a jucat. Uite cum zice lumea. Nu, dar eu nu m-aș fi gândit că de la tatuajul ăsta atât de multă lume și era. Uite, Florinel Coman. Da, Eduard. Nu, uite, nu, tu nu, poți să ai o șansă. Nu, pentru că dacă te uiți la unghii vei vedea că este jucător de culoare. Se vede și mai bine pe ecran, șampion. Eu m-am uitat și aici. Uite că s-au aprins și ție, vezi? Aici e și mai ușor. Păi da, am văzut din prima, șampion. E pictura, dar după ce ai reținut? După tatuajul de pe braț. Dar tu știai? De unde să știi asta, mă? Păi da, știu tatuajele fotbaliștilor. A zis bine la Florinel Coman, da. Nu șampion, n-a jucat. Deci e simplu. Mai avem poze? Legendar la Arsenal, legendar național a Franței. Of, că sunt foarte supărat. Hai că e ușor. Uite, au mai zis și niște oameni. Fuego, uite, da. Ar putea să fie, dar doar dacă era un brad. Nu, au fost oameni care au ghicit. Marian Iurian. Păi da, dar au spus după ce le-am zis eu. Păi tu n-ai zis. Le-am dat indiciile. Anthony, zice și el, Thierry Henry. Păi da, dar le-am dat eu indiciile cu Arsenal. Orizont ereditar, Thierry Henry. Păi da. Thierry Henry, da. Uite, mă arată pe mine. Zice, el e. Nu, scuze, stai puțin. Hai să facem așa, ăsta. Gata. Ce să facem? Mamă, ce supărat. Păi da, uite, pe gol? Mine arată că sunt supărat. Nu, ăsta e de când s-a dat. Am crezut că a dat din nou Atletico. Nu, încă nu. Ar fi bine, noi câte faulturi? Că tu acolo ești pe faulturi. Acum sunt supărat cu... Că s-a ghicit repede. Da, mă, dar a fost ușor, Andreea. Trebuia dar să era mai greu dacă îmi dădeai dacă chelia. Era, de exemplu, transpirația da, lui, ghiceai? Dacă îmi dădeai, cum îi spune, astea, ridurile de pe frunte, îl recunoșteam. Dacă îmi dădeai doar chelia aia, aveam probleme mari de tot. Cum ai dat la data trecută, ne-ai dat floacele lui Maxine pe barbă, a fost greu să înțeleg acolo. Adică așa trebuie să... Dacă îmi dădeai chelioja lui... Eu tot stau și mă gândesc, mă, cum să știi de la tatuajul ăla, mă. Da, șampion că a apărut în atâtea și băi, a spus că a și explicat de ce și l-a pus acolo cu familia, cu... Da. Da, da. Și cu ocazia asta am mai terminat o rubrică din emisiune. În 30 secunde trebuie să punem mai multe rubrici, să știi. Eu mă gândesc la mai multe rubrici de acum încolo. Uite, un faul, din păcate, e făcut de Atletico de Madrid. Nu de Borussia Dortmund. Of. Uite, am mai terminat Alex, ar trebui să fie Keita Abdo. Și ea, ok, Keita Abdo. Da, n-a jucat fotbal. N-a jucat, Keita da. Abdo, da. Da. Exact. Dar ai văzut că a avut cu Carragher, a avut clinciul ăla, făcută la o glumă neinspirată. Da. Dar legată că de iubitul ei. Pe Carragher nu l-a dat aia afară. Nu, că și a cerut scuze și... Ce n-a fost sexist, cum a fost John Motton. Dar nu, că a spus doar că de ce nu vorbiți despre prietenul tău. Adică dacă ai văzut, dacă ați văzut serialul Ted Lasso, e un episod în care... Genial, Ted Lasso. Îmi place. Da. Excepțional. Este, cred că, cel mai frumos, sentimental serial despre fotbal, care, practic, îl poate vedea absolut oricine. Și e episodul ăla genial cu Thierry Henry și cu Lineker. Da. Și cu coach ăla în club. Uite, avem un comentariu bun. Ia. Eduard II zice, a durat această rubrică fix cât au durat speranțele la titulare Rapidului. Exact.
Exact, Eduard, cam atât a fost. Atât a fost la noi. Eduard a câștigat o minge. A câștigat o minge. Iată și omul care ține inventarul baloanelor trimise, exact. Omul care știe Eduard exact sigur a câștigat cine a câștigat. Da. Știu pe toți. Da. Ai dreptate, Albert. Nu, Alberto. Alberto, Albert. Omul e bun de criminalist, așa ceva, zice de tine. Da, dar ăsta, sunt Alberto și cu un ou la final. Dexter, dar numai că eu nu mă ocup de pete de sânge și nu. Și Dexter e bun, ca seria, foarte bun. Dar cel puțin la început. Ai văzut ăsta nou, Dexter New Bloodline ăsta? Nu l-am văzut, nu, ăsta nu. Am văzut Dexterul vechi clasic. E foarte bun ăsta. E bun și ăsta? E continuarea, da. E bun de tot. Bună seara, Tavi, cu cine ține în seara asta, zice Geonis. Tavi Cojocaru, despre el e întrebarea. E la muncă astăzi, Tavi Cojocaru? Nu este la muncă. Știți că Tavi Cojocaru a scris istoria echipei Poiana Câmpina? Am vorbit cu fostul finanțator, cu Radu Călin, să ne pună la dispoziție niște materiale și a zis că săptămâna viitoare îmi pune la dispoziție materiale pentru o ediție, cum îi spune, adăugită, nu? Așa îi zic. Da, foarte frumos ai zis. Cuvinte alese. Da, și Tavi Cojocaru s-a ocupat de toată istoria echipei Poiana Câmpina, care azi nu mai există. Tavi Cojocaru, mare caracter, un ziarist foarte bun. Da. O să-l mai avem pe tură și aici. Cred că el ține acum, nu știu, cred cu Lazio. Da, ține cu Lazio, dar acum Lazio nu știu cu cine și ține. Și așa e cu Petrolul, parcă? Sau cu Poiana Câmpina, cred că Poiana. Nu l-am auzit cu Petrolul. Îi știam pe Mari Petrolici. Întrebare pentru tine. Narcis, ai apucat să te uiți la Fallout? Ce este? L-am terminat, șampion. Nu-i rău, recomand. L-am terminat. Auzi că l-a și terminat. L-am terminat, știi cum? Fata pe piept, a dormit. Să le spunem oamenilor că tu vorbești despre copilul tău. Da, că exact. Bebelușul. Nu știe să bebelușul, fie fata pe piept. Da. Și Olivuca pe piept, frumos. Ok, deci bebelușul pe piept, da? Și gândește că soția nu e cu de-astea cu science fiction, cu post-apocaliptice și a prins-o și pe ea. Uite, întrebare pentru tine, oamenii ți-o dau teste agravante. Ok, domnule Alberto, păi bravo, Ionel 81. Mai ales că numele lui vine de la Alberto Tomba, fraților. Tomba la bomba. Alberto Boțoghină. Exact. Părinții ți-au dat de pe Alberto Tomba, nu? Marele schior. Alberto Genialul? Nu, a zis Alberto Briliantul. Dar ce e asta, Alberto Briliantul? Alberto Manelist? Există vreo ceva? Există Alberto Briliantul sau? Da. Numera aia că era Jean de la Craiova, dar era una din Craiova, știi? Da. Dar ce însemna aia, oare? A, de la Briliantul, mă, el avea bărâ, n-avea amă. A, da. Păr. Brilliant. Știa cu de afară și a fost cine mai era pe exact, acolo. Exact, dai seama. Da. Întrebare pentru domnul Drejan, a auzit de Iarco Niminen. Normal, șampion. Ai jucat și jocul? Fallout? Da. 3-ul, New Vegas, Fallout Tactics, Fallout 4. În Fallout 4 cred că... Gol PSG! Kylian? A marcat Kylian sau cine? Kylian Mbappe. El a marcat sau atent. Nu? Nu marchează niciodată. Vitinha. Vitinha. Păi fii atent. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, e 4-4. Momentan avem, băi, știți cum e? E păcat, dacă intrăm cu meci prelungit, de ce să nu intrăm cu ambele? Nu? Da, adică da, ce da. Să mai stai? E mai bine, intrăm cu ambele deci, și mai ok. Fallout 4 mi-am petrecut cele mai multe sute de ore, am jucat și Season Pass-ul, iar mi s-a părut aia Nuka Cola și Children of the Atom, are genial, să știi. Să vedem golul ăsta puțin. Eu... Shoot, Vitinha, frumos, ce bine. Marginea careului e foarte diagonală bine. Perfectă. În momentul ăsta 2-1 pentru PSG cu Barcelona cu om în minus, eu zic că e clar. Aici PSG e într-o poziție foarte, foarte bună, ceea ce mi se pare și normal. Deci am o idee dacă fac, că sigur o să fac acum și sezonul 2, pentru că înainte să se termine au anunțat sezonul 2. În sezonul 2 aș face cu aia cu Children of the Atom. Erau niște oameni care trăiau într-un submarin din ăsta plin de radiații. La ce echipă joacă Gündogan? La ăilalți, în Germania. Voi ce faceți? Vă certați pe rubrici aici? Cine spune? Păi văd eu pe aici, pe Andreea, că ne tot scrie Andreea Visu. Da, scrie în continuu. Deci continuăm, mai dăm rubrici sau roșu? S-a dat din nou roșu? Nu cred. Nu nici oră. Cred că doar un faul ceva a dat. Ba, eu cred că a dat un roșu. Nu. Ba, a dat șampion. L-a dat pe Xavi afară. Lat afară pe Xavi? Era rumor, lat afară, i-a dat roșu. Nu cred, cred că doar se dezbracă. Ba da, mă! Lat afară? Da! Uite. A, da, da. Și a venit și i-a dat roșu. Da.
Păi da, și ai văzut. Uite, i-a zis, l-am jurat în română, ai văzut? În română l-am jurat pe Fieraru. La dat afară, la câți români sunt în Barcelona? Nu se mai oprește. S-a, ai văzut? Am Xavi, imediat am văzut. Ișvan Cumva și de afară pe toți. Îi dă pe toți afară. Pe toți afară, de la, da. E cu PSG total. Bine, dar nu faci, mă, și tu, Xavi, nu faci de-astea. Te duci lângă arbitru de. Știi care e problema? I-ai simțit și la preț de matineu tu pe arbitru, adică n-ai respect față de ei. Dacă era, da, un arbitru mai bun, ce a venit de cu piciorul lângă Felix ei. Felix Brix sau ăștia, așa e. Da, dar i-ai văzut de unde sunt, de România. Probabil că erai mereu capsa pusă. Nu, dar de în condițiile început, în care foarte mulți români le-au furat portofelele prin Barcelona, știi, acolo la fântân, știi, acolo, da, știi că, înțelegi? Hai să vedem... Probabil de acolo. Comentarii la caserie cu mine. Gol PSG, elimina și Xavi, excepțional tupeul românului. A auzit Drejan de Filip Kohlschreiber, a auzit. Hei, cum să n-ai bămă șampion? Xavi are secund pe Klopp, seamănă secundul lui Xavi cu Filip Kohlschreiber. Dar da, ce are omul de ne dă cu de-astea? Cu, de la Alberto Tomba? Cred, nu știu de la ce s-a luat. Cipri, Cicio, un test. Un mic test așa de cultură. Cred că de la Alberto Tomba, când a venit Tomba. Poate să fie și asta. Uite, să mai dau și faulturi și acolo, pentru mine este foarte bine. Hai să vedem un video, dacă este pregătit. Îl avem, Andreea, pregătit sau nu îl avem? Îl avem, normal că îl avem. Este vorba despre Florinel Coman după CFR FCSB. Nu știu dacă ai văzut și tu, dacă n-ai văzut, cu atât mai bine vei putea vedea acum. Hai să vedem pe Coman și apoi revenim, pentru că avem în continuare multe de discutat. Penalti, iată că am terminat la fix, îi face varză Ișvan Kovac pe cei de la Barcelona, penalti acordat, bine, îi face varză, o să vedem dacă a fost sau nu penalti. Dembele, fii atent, în sensul că toate, meciului, toate, dar Dembele un meci, zine să crezi, împotriva Barcelonei. Deci îi bate Barcelona. João Cancelo, ia să vedem dacă îl faultează. Da, faul cât casa, dacă nu atinge, să vedem dacă e o reluare. De aici vedem imediat, ia să vedem, atinge mingea Cancelo. Nu atinge, e penalti. E penalti. Șampion, atinge. Acum hai să fim un pic obiectiv. O atinge, ia, nu atinge. Nu atinge. Îi dă direct în picior. Penalti cât casa și galben aș da eu. Mie mi se pare că deciziile sunt perfecte. Nu atinge. Mingea nu atinge. O atinge Dembele. Poate că, uite, să vedem și oameni ce spun în comentarii care se uită la meci. Da, nu știu, e... Eu zic că decizia va fi păstrată 100%. Nu vine la VAR nimic. Ia uite-l pe Chelaifi. El s-ar bucura de asta. Ceva de genul, mamă, lasă că știm că ăștia sunt români, da? Poate dă și Kylian Mbappé un gol. Zic așa ca idee, că n-am auzit de el în meciul ăsta. Am luat că marchează, să știi. Păi uite-l acum. El și-a pus-o. Am luat că marchează, am zis aici. Kylian Mbappé. S-a dus naibii imaginea României în Europa mulțumită lui Kovac. De ce, Eduard? Nu ți s-a părut că e penalti? Mie mi s-a părut că și cartonașul roșu e roșu și penaltiul ăsta mie mi se pare că e penalti. Uite, am aici, am scrie Kylian Mbappé oricând. Uite, nici măcar Ter Stegen nu-l bagă în seamă, vezi? Vorbește cu el să se oprească și Ter Stegen se plimbă. Vezi? Asta e vorba despre respect. Uite. Nu, mă, chiar nu-l respectă. Asta e problema. L-au simțit, au uite, văzut că e român. Uite, aici poartă Ter Stegen, ia uite. Da. V-a luat și un galben 100%. Nu, clar că sunt nervos, da, și nu te respectă. Te văd că ești, te simt că ești, da, slab, da? Te simt că ești de la țară, cum spunem uite, noi. Uite, iară se plimbă, fii atent, ia să vedem dacă îl las. Mbappé, crezi că ratează? Kylian, nu, marchează. Hai, Kylian, că dacă vii la Real Madrid, dar vei avea... Că, așa cum s-a întâmplat atunci, că a fost 4-1 și a bătut cu 6-1, ți-i minte, când au întors Barcelona. Acum e invers. Hai să vedem. Dacă dă gol aici, e vorbită, e clară, nu o să mai avem penaltiuri. E jucată 100%. Kylian Mbappé, un pas, 2-3 și... Nu ratează, mă, Mbappé, ce ai? Kylian Mbappé. Da, ții minte că la București a ratat cu Elveția, nu? Da, e presiunea stadionului, impunător. Aia a fost genial. Nu știu că erau, știi că erau, nu știu dacă ai văzut, era un filmuleț, erau oia, bătea un tobe, Galeria Franței, știi? Tâmbâdâm, tâmbâdâm, tâmbâdâm. Și odată ratează Mbappé și câștigă Elveția. Și doar îl vezi pe ăla de la tobe și pe toți ăia cum se opresc. Deci ăia toți cântau francezi și odată. Ha? Gol. Cine? Gol Atletico Madrid? Gol Atletico Madrid? Ia fii atent. 2-2 Atletico de Madrid. 2-2, fii atent, că Atletico Madrid e pe și în acest moment nu mai avem prelungiri, dacă ne temeam că avem prelungiri și dacă la... Dacă a marcat Griezmann... A marcat Corea.
A, Corea. Angelito Corea. Dacă dă Griezmann, uite aici, a câștigat șampion. Da? Ai putea să te completezi bine, să știi. Da, da, pentru că, na, Kylian a marcat. Da, tu ai observat că la meciul ăsta dau gol în același timp? Da. Echipele? Da, are multe goluri. Ia să vedem ceva. Corea. Aolo, ce a făcut? A, nu, n-a fost. El vine de aici și băi, dar Borussia Dortmund cât de să ai 2-0 și să nu fii în stare. A, da, e, nu, a fost un Bambilichi. Da, exact. A fost un Bugema Bambilichi acolo. Da, da, da. Da, dar gol marcat. Ia uite ce a fost acolo. Bun, dar în acest moment... Nu mai poți să respingă, mă, zici că sunt terminați ăia săraci în apărare. E cum am spus eu? Da. Atletico Madrid. Atletico de Madrid e calificată și în acest moment, la acest scor, se califică și Paris Saint-Germain. Ce replică bună a avut Cholo Simeone. Cât e la faulturi la tine acolo? Deci mai trebuie să marcheze Griezmann. Din păcate doar 6 faulturi. Deci marchează Griezmann și iese biletul ăsta superb. Da. Da? Ia uite. Da, avem. L-am văzut pe Florinel Coman, dar... Da, a aruncat cu ghetele și fanii CFR-ului cântau campionii. Mult, mult din stadion când era striga campionii. Păi la CFR Cluj, la meciurile importante, dacă joacă CFR Cluj cu Cluj, tot stadionul e cu Cluj. Iar dacă joacă CFR Cluj cu un FCSB, cu un Rapid sau poate și cu un Dinamo, eu zic că nu prea au suporteri cei de acolo. Cu tot respectul pentru ei, dar nu prea sunt. În afară de nucleul dur al galeriei ceferiste, nu văd... Care și el e foarte firav, așa, da, în fond. Dar dur, urmă, da. Firav, dar dur. Deci Florinele a aruncat ghetele, a dat ghetele, nu? Da. Uite. Uite, el e acum frumos. Dar l-au înjurat în timpul meciului, că pare așa și un gest din ăsta de... Nu, era bucuros puternic. Da. Ai văzut că s-a luat de... Mă, nu știu, că... A zis că a văzut la Digi. Așa. Ții minte că duminică și eu am criticat că n-ar putea să ajungă într-un campionat puternic și că nu e păi da, nu de acord cu asta să te duci în Qatar, să alegi Qatarul pentru la vârsta ta. Na. Da, dar el nu mai este chiar la 19 are ani. Are 26 de ani? Da, dar nu poate să joace. I-am zis la mulți ani săptămâna trecută aici. Da, dar nu poate să joace la un nivel. Noi am mai vorbit, știi, da, că ne spunea Raul Rusescu să nu se uite scouterii la noi. El nu poate juca la echipe din campionatele de top. Și atunci, în Germania n-ai cum să joci. Și oricum fotbalistul... Nu poți să joci în Anglia. A fost un interviu foarte bun al lui Hanca zile trecute în care spunea că... A, lui doamna Hanca sau Sergiu Hanca? Nu, el. A, el? Iar el spunea că se credea cel mai bun la Dinamo și că poate să joace la Valencia sau la orice echipă din Spania și s-a dus în Polonia și pe 30 de minute gâfâia. Și a dat seama că se fură foarte mult. Penalti? Ia să vedem. Deci îi fură Furano... Îi Furano pe Barcelona. Furano adânco. Bă, înseamnă că Ișvan Kovac a umblat băieții de la Paris Saint-Germain la el. Ia să vedem, Gündogan e nebunit. Ia dă roșu. Îl dă afară și pe secund. Iată că dă roșii. Dă-i pe toți. Dă-i pe toți. Ia, fiate. Ia. Încă un roșu. Roșu. Roșu, băi. Roșu încă. Îți dai seama cel înjură aia, cel spurcă aia. Păi nu poate să mai plece acum de acolo, din Barcelona. Încă un om dat afară din stafful Barcelona. Secundul lui Xavi, cred. Să nu dea afară medicii, că n-au alergi să mai intre pe... Doamne, ce e acolo. Și Gündogan galben. Dar de ce nu se duce la VAR să vadă dacă a fost penalti sau nu? Păi n-a fost. Poate vede în reluare. Băi, dar mi se pare... Văd că nu apare niciun cec, nimic. A nenorocit meciul. L-a nenorocit. Da. Și acum stăm și ne întrebăm dacă nu cumva ăia... Mie mi se par... Auzi ăia din Qatar, nu știu... Cine sunt români arbitrii? Mie mi se pare așa. Nu știu, eu cred că orice. Roșu este meritat și că penalti a fost. După că îl dea afară pe Xavi, omul dă cu piciorul fix în alea lângă arbitru, lângă Horațiu Feșnic. E roșu și ăla. E, nu e un comportament normal. Ce vrei să facă? Da, dar să știi că nu o să mai... Poate au într-adevăr, știi care e problema? Da, mă, dar tu nu vezi că tot timpul toată presa l-a făcut varză și toate echipele unde a arbitrat pe afară, toți l-au făcut praf că nu știe. Știi că n-are body language, nu știe să vorbească, să se facă respectat. E și foarte arogant, te enervează. Bă, nene, tu nu trebuie să ieși în evidență. Tu asta trebuie să înțelegi, nu trebuie să ieși în evidență ca arbitru. Și normal că te enervează ea. Că nu poți, acum sincer, că și unul cum este Xavi. Că te enervezi, da? Cum făcea și Oprișan. Păi stai puțin că Xavi a fost și el cineva și ăștia sunt... Tu ești un amărât de arbitru. Tu nu o să fii amintit niciodată în istoria fotbalului. Tu nu vei exista după ce te retragi. Nu va aminti nimeni niciodată cât vei... Pot naște încă 40 de Ștefan Fieraru. Nu va aminti nimeni de tine. Vor aminti de Mbappé, de băieții ăștia, nu de tine. Că rostul tău nu este să fii acolo să faci tu rahatul praf. Înțelegi? Da, și asta e adevărat, dar ți-am spus. Și de ce ni se pare acum poate că
pentru că toate deciziile au fost într-o singură direcție. Asta e problema acum, în seara asta, pentru că pare că ai fost doar împotriva Barcelonei. Da. Pentru că dacă ai mai fi dat un penalti și pentru Barcelona sau ceva... Adică dacă ea cer penalti acolo, de ce nu te duci la VAR? Păi poate n-a fost, că nu știu, a zis Alex, dar noi n-am văzut, nu știu dacă a fost... Mă gândesc că s-ar fi dus la VAR, că nu e ca și cum poți să o fur pe față pe Barcelona în halul ăsta. Vezi că avem un nou invitat în platou? Da. Observi? Da. Uite, toată lumea spune că e penalti. E penalti. Păi, uite, și eu nu zic adevărul. Te mint nu, eu vreodată? Nu, că e penalti aici. A, e penalti acolo la faza asta? Da, poate. Că tu citești comentarii mai vechi. Între timp, noi rămân dacă a fost penalti sau nu, o avem din nou alături de noi pe Andreea Visu. Salutare, Andreea! Bine v-am regăsit, băieți! M-am întors alături de voi în studio pentru rubrica Pro și Contra. Pentru că mai devreme l-am văzut pe Florinel Coman cum și-a aruncat ghetele în tribună. Alberto, să știi că eu cred că a fost un gest de genul tricoului dat suporterilor. Nu cred că a fost ceva de hate. Crezi că a fost... Eu n-am zis. Narcis a zis că dacă s-a înjurat cu ei. Nu, eu cred că a fost pur și simplu un cadou, a dat niște ghete. Sper că oamenii au prins cum trebuie ghetele pe nas. Să zic niște ghete cu rampoane, dacă ești atent... E bine, dacă nu ești atent, e cam rău. Spartă, dacă ți vin în cap, cred, nu? Da, David Beckham, de exemplu, a pățit asta într-un șut dat de domnul Sir Alex Ferguson. Așa că, da, sunt periculoase ghetele. Beckham le-a simțit. Gol Borussia 3-2. Gol Borussia Dortmund 3-2. Ce meci frumos, să avem prelungiri, doamne. 4-4 aici. Da, dar avem prelungiri. În fine, nu lăsăm un gol să ne strice nouă rubrica, pentru că nu face Champions League aici ce vrea el și jucătorii ăștia de la Dortmund vor. Nu, trebuie continuăm. Să dea și Griezmann gol, să vezi. Trebuie să dea. Spune, Andreea, mai departe, nu te lăsa influențată. Nu, bun. Deci am spus că vorbim despre Florinel Coman un pic, că tot am văzut acel video cu el. Eu vreau să vorbesc despre viitorul lui, pentru că patronul Gigi Becali a anunțat recent că în vară Florinel Coman ar urma să plece. Nu a anunțat la ce echipă, a spus că nu vrea încă să anunțe cu ce echipă a negociat Florinel Coman, deși au mai fost speculații, știți și voi. Ideea este următoarea. Gigi Becali a spus și că îl păstrează la FCSB, îi mărește salariul și să rămână pe viață, cum mai spune... A spus că îi oferă 60.000 de euro. Da. Pe lună. Bun, ce ziceți? Ar trebui să plece în vară Florinel Coman de la FCSB sau ar trebui să rămână pe 60.000 de euro la echipă? Răspuns final, da, pentru că dacă... Da, ce? Ar trebui să plece. Doar dacă ne gândim și punem în balanță ofertele la nivel financiar, am înțeles că 60.000 de euro pe lună ori 12 luni înseamnă cât, domnul Narcis? Înseamnă 720.000 de euro pe an. Pe an, da. Iar dincolo, în Qatar, ar fi 2 milioane de euro pe an. Și atunci, între 720.000 și 2 milioane, bănuiesc că ar alege un pic alea 2 milioane, zic aici. Plus că aici trebuie să și joci fotbal, să fii sub presiune, pe când acolo în Qatar te duci și te distrezi. Doar acolo să stai un pic anii aia. Acolo e fotbal de, repet, ai dat două goluri și după aia poți să stai tot meciul. Așa că eu zic că pleacă și că ar trebui să pleci. Pe de altă parte, este încă tânăr. Credeți că dacă pleacă în Qatar nu s-ar plafona un pic, s-ar pierde? Adică mă gândesc că poate mai poate arăta ceva în România sau în Europa. Da, dar niciun fotbalist din România nu arată nimic în Europa. Asta e. Bine, asta e altă discuție. Păi da, asta e, că dacă l-ar încuraja evoluția fotbalistului român de afară și ar fi în Europa fotbalist român de top, probabil că toți ar simți asta. Gol Borussia Dortmund în aceste momente, 4-2, ceea ce înseamnă că nu avem prelungiri nici aici. Da, foarte bine. Deci iese asta, cum am zis, cu Dortmund, nebunie totală de meci. Ne ajută. Vezi ce înseamnă să ai oameni buni în spate? Ne ajută colegii noștri cu perfect, cu dar înseamnă că tu trebuie să stai în continuu aici. Avem iar 10 goluri. Pentru a fi goluri multe, goluri pe andă rulantă, 6 cu 4, 10 goluri iar. Da, iară 10. Și asta e, mă, Champions League. Ca marțea trecută, nu tot marțea, a fost nu miercuri. Marțea au fost 10, da. Da. Mamă, dar te așteptai să ia 4 goluri Ciolo Simeone niciodată. Păi, dar dacă nu-l bag o dată pe Horațiu Moldovan, face nedreptate asta uriașă, să vedem dacă a fost gol de portar. Păi uite-te și tu alt particular de gol. Ce să iei, mă, continuu, dar ăștia pe Horațiu. Ăștia pe zonă centrală. Ciolo. Bagă pe Horațiu în atac. Ia uite-te și tu cum o respinge. Ăștia pe zonă centrală, săracii, sunt furanobanii. N-ai ce să faci. Astăzi au fost praf fundașii centrali de la
Atletico Madrid. Dacă l-ai pe Horațiu Moldovan pe banca de rezerve și tu joci în continuu, te încăpățânezi cu Oblak. Normal că ești eliminat. Champion. Tu crezi că dacă îl bagă pe Horațiu Moldovan, o să ieși mai multe cu Horațiu Moldovan? E titularul echipei naționale a României, de ce să nu-l bage să joace? Horațiu Moldovan făcea preluare. Titularul național al Sloveniei, nu? Bun, băieți, haideți să revenim un pic la Florinel Coma și la rubrica pro și contra. Mă iertați că vă întrerup. Nu e problemă. Eu zic așa, eu sunt pro plecării lui Florinel Coman de la FCSB, dar mi-ar plăcea, sau poate că ar fi cursul corect al carierei lui, să plece undeva în Europa, cum a făcut Horațiu Moldovan până la urmă, însă este această treabă la jucătorii români, că nu au niciodată garanția că vor juca și în principiu nu joacă, stau pe bancă, da? Acum depinde de ce vrea fotbalistul, pentru că dacă el se gândește că la FCSB va juca în continuare, va fi un om de bază, poate următorul capitan după plecarea lui Darius Olaru și pe bani mai mulți, atunci de ce să plece, nu? Aici ar fi un argument, să zicem, contra plecării lui Florinel Coman. Dacă băiatul își dorește să rămână, dacă vrea să ia mai mulți bani aici și să știe că are locul asigurat în echipă, că până la urmă despre asta este vorba, nu? Are locul asigurat în echipă. Păi da, dar băiatul a negociat și în secret deja să plece, adică eu zic că el și-a anunțat intenția, a și spus după un meci, după ce meci. Acum, recent, a spus că vrea să plece, a anunțat că vrea să câștige titlul și după aia să plece. Dar nu e normal? Adică te plafonezi la un moment dat cât să joci pentru o echipă, mai ales dacă va câștiga titlul, să spunem că va câștiga titlul. Ce mai poate să arate la FCSB? Ce mai poate să arate în România? E, ar mai fi că dacă vrei să mai găsești niște lucruri, să mai tragi. S-a dat gol iar? Nu, ocazie mare. Ocazie mare cine? Barcelona. Foarte bine că a ratat. Asta este ok, nu face nimic. Andreea, lasă că te vei bucura cu altă ocazie. Lasă că vedem noi mâine, Alberto. Da, da. Mâine o să vedeți o echipă adevărată, o echipă Manchester blanco. Manchester City, da. Da. Și cam atât și cu rubrica, cam atât și cu rubrica pro și contra, în cazul în care vă mai întrebați ce mai face Andreea, o să mai vedem poate. Ne revedem mâine cu rubrica pro și contra și cu știrile GSP. A, chiar era gata? Eu am zis că așa ca să te tai că ai spus ok, te las pe tine, Albert. A, perfect. Deci pe Andreea nu mai vedem până mâine, nu? Ne revedem pe mâine, sticlă. Băieți, legătura așa. Înapoi la voi. Mulțumim, am preluat legătura. Uite, oamenii aici cu goluri. A fost o nebunie, tot timpul m-am întrebat, poate mă ajută Narcis, câte căi ferate române erau la Cluj în 1907, nu? Dar de la ce v-ați luat cu întrebările astea pentru Narcis? Păi nu erau șampioni, că în 1907 Transilvania nu aparținea căilor ferate române. La 2 milioane de euro... Era Transilvania, era altora. La 2 milioane de euro accept și un bici de la Șeici. A, dar noi avem ceva cu biciul, mă. Hai să vedem, mă, fiat, Handalac, mă. Imediat așa. Abderazak Handalac, mă, un clip găsit de un clip găsit de Narcis. Am văzut meciul campioni eu, da, și după aia a dat presa că și apropo de bici, se leagă perfect, dar trebuie să vedem dacă e gata. E pregătit. Hai să vedem clipul. Da, da, arabul cu biciul. Biciul fermecat. Era filmul ăla. Ai văzut filmul Biciu fermecat la chinez? Hai să vedem clipul și după aia avem tot timpul să-l discutăm. Hai să vedem, îl vedem în full sau îl vedem aici în plasă? Îl vedem în full, hai să-l vedem și apoi revenim. Hai să le spunem despre ce este vorba. De fapt, o să le zici tu. Da, a fost Supercupa... Abderazak Handalac este jucătorul lui Al-Ittihad. E marocan. Și apoi tu. E internațional marocan. Da. A fost Supercupa dintre Al-Hilal și Al-Ittihad, câștigat evident de Hilal. Și la finalul meciului, un fan al Hilalului, cred că mai degrabă, l-a tot înjurat. Cred că tot meciul acolo când venea, l-a tot înjurat. Și zapciul ăsta, evident că Handalac a aruncat cu apă pe el și în momentul ăla... Ei pe sub taubă. Dar de unde a scos biciu? Ei nu poartă chiloți, da? Nu așa, poartă chiloți, da, probabil așa. În jurul al taubului, că așa se numește. Era un bici. În zona lor, în Arabia Saudită, așa se numește taub. Are mai multe denumiri în funcție de zone. Și
a scos ăla de la un loc de kilot și a început să... Era stângaț Zapciu. Ai văzut? Da, da, dădea bine. Dădea bine cu stânga, la nimerit, da? La fiecare... Da, mă, la fiecare de asta. Uite, bă, uluitor, mă, uluitor. Cum să faci, mă? Da, auzi, nu e verificarea în stadion și acolo? Păi că da, uite, nu, la noi puțin da, cu zic, torțele. Da, da, acolo pentru biciu, bici. E din, biciu e din păr de cămilă. Nenea își parcase cămila. Venise la parking acolo, avea din ăla de parking la cămilă. Înțelegi? Auzi că eu era în formă de telescopic, auzi. Nu, șampion, pe cum să fii biș telescopic? E biș telescopic, moale. Nu, mă, șampion, are din păr de cămilă, că așa se fac, înțelegi? Și el când vine cu detectorul, caută bomba, nu caută să nu dea cu Allah Akbar, înțelegi? Și cu biciu poți să intri până la urmă, nu? Da. Că omul zice... Adică merge asta, acum zice, a pus biciu nu, pe da, ei? Nu, ăla când îl controlează, înțelegi, vede că n-are kiloți pe el... Nu e atârnă nimic, n-are nimic băgat în fund. Așa. Și zice, ce-i centura asta? Păi e cureaua mea. Că poți să, biciul ții pe post de curea, nu? Da. La stadion de fotbal ai voie curea, nu? Ai voie, da. E, și ăsta a scos biciul în loc de kilos, că n-are kilos. A dat bine, să știi. Da, dar e așa fac, înțelegi? Dar tu ai văzut, îmi ții minte, nu știu dacă știi, era în anii 87-88. Da, nu cred. Ne ducea la școală, la cinema, la filmul Biciu Fermecat. Și era un film chinezesc cu unul care avea o codiță din aia și cu aia îi bătea pe aia, îi spărgea. Era cozi kilometrice la cinema ori la Biciu Fermecat. Champion League. Așa și ăsta cu Biciu Fermecat. Fii atent, că uite, avem să le legăm pe toate. Că dacă nu mai avem prelungiri, dăm toate materialele pe care le avem și să rămânem cu o singură rubrică, rubrica noastră frumoasă de la final. Hai să mai vedem un video, apropo despre ce s-a mai întâmplat prin lume în perioada asta, de la un bici fermecat. Mergem la un suporter care a făcut un gest destul de frumos, a vrut să plătească pentru tricoul unui jucător. Hai să vedem și acest clip și vom comenta evident și asta după ce vedem imagine. Escuchamos. Qué roneo de Málaga. Dani, yo muchas gracias, ¿eh? Lo único que no se la cobran ya. No, mío, te digo que no me lo ya iban y va a poder mí. Venga, vamos. Bueno, échate una foto. El Málaga le decía que es que cobramos, nos cobran por las camisetas 50 euros y ha dicho al aficionado, vale, pues te la pago. Y le ha dado esos 50 euros y se ha llevado la camiseta. Rápido, yo, para que la gente lo entienda, nosotros estamos en primera red en el Málaga, no tenemos un contrato con que la gente se pueda pensar, yo no soy millonario, ya me gustaría. Nosotros nos dan un número de camisetas para repartir, la cual yo ya he pasado. Y a partir de ahí nos la cobra el club. Yo en esa situación se lo comenté al hombre que estaba en la grada y el hombre me sacó 50 euros y me pilló tan de sorpresa que me lo ofreciera que en ese momento pues reaccioné pues de la forma natural de cogerlo y cambiarla. Y ahora ya pensándolo un poco más inocente, pues pienso que no debería haberlo cogido. No, lo he hecho con toda la buena fe del mundo, de que el hombre se me lo ofreció y yo de forma natural lo hice. Pero bueno, yo espero que la gente lo entienda. ¡Bravo! 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 ¡Espectacular! Bun, am revenit în direct, am văzut acest film, am văzut și povestea. Un fan al celor de la Málaga a vrut să-i ofere 50 de euro lui Dani Lorenzo, mijlocașul celor de la Málaga, pentru a-i da tricoul. Evident, jucătorul a refuzat, i-a dat tricoul fără să primească și banii. Se mai face. Deci a spus că el va plăti, pentru că nu e nici milionar, a spus omul, da? Da. Așa, și că el va trebui să plătească. Știi că așa se întâmplă. Dar peste tot e așa. Da. Mai puțin, cred că la cluburile cu adevărat mari. Da. În România, cel puțin, toate echipele... Și înțeleg că nici în Statele Unite Americii nu e chestia asta. S-a marcat undeva? Ce a luat? A luat banii? Da, a zis banii, da. A luat banii pentru că a spus că nu e milionar, l-am ascultat mai devreme. Și ce dăm rușine asta de fotbalist care a luat 50 de euro de la un jucător? Păi nu, dar ăsta este, uite, a luat banii șampion. Da. A luat banii am pentru crezut că el... era ceva frumos cu video ăsta, o mizerie. Eu cred că și spus că trebuie să plătească tricoul. Da, mă, dar nu faci asta, mă, nu-l dai, mă, dacă ești așa pe duc e flaușat. Așa, da, tu fiind jucător. Dar el a și spus că nu sunt milionar. Da, păi nu e milionar, nici fotbalist nu ești, copile. Cât ai? 21 de ani, în ce ligă joci? A treia. Ești pierdut. N-ai ce să mai faci. La Málaga ce a ajuns. Am crezut că n-a luat. Păi dacă la un suporter puteți duci. Da, ce a ajuns și noi Málaga. Am mai și văzut asta. Eu am crezut că nu a luat banii, mă. Dar ce a ajuns și Málaga șampion. Ții minte că venise un fond de investiții acolo, că aduseseră jucători, iau fraierii pe aia, au venit un fel de cortasăruși pe acolo. Ce rușine, bă, băiatule, bă. Și am stat...
Am stat incredibil. Dar de ce șampion? Că i-au aplaudat oamenii, ai văzut în studio în Spania. I-au zis că e un gest foarte frumos. Omul oricum va trebui să plătească. Asta a fost pentru băiatul pentru ăsta. Ce rubrica să plătească, mă, 50 de euro, mă, trebuie să joci. Păi probabil că ai și tu salariul acolo în Liga 3, ar trebui să ai măcar cred de semințe. Eu cred că e de la Malaga, vin cu nu bani acasă. Nu dai tricou, dacă ești așa de prăpădit și de păduche flaușat, nu-l dai. Dacă eu zic că ăștia la Malaga sunt săraci, lipiți pământului. Erau fake și tricou și banii, zice Eduard. Nu știu cum erau, dar m-am supărat. Eu am bă, crezut că a făcut un gest eu frumos. Cred că sunt, dar sunt... de ce aplaudă băieții ăștia? Păi da, și de ce șampion? Ciringuito era. Bine, la el Ciringuito ce la să... La Ciringuito așa este, aplaudă da, da, toți. E frumos. Da. N-ai ce să mai vedem. Da. În ce minut suntem cu aceste frumoase meciuri? 82 la Barcelona, PSG 1-3, foarte bine, un rezultat corect, aferent, tot ce trebuie. Minutul 85, Dortmund cu... Ia uși că să te ce acum de mâine pe Căliciu Serii mâine. Sau cine pe Căliciu Zilei. Cine a zis asta? N-ai auzit de acolo, s-a strigat din platou. Nu. Da. N-avem ce să mai facem, nu. Asta a fost... Am fost votat, foarte bine, că tot suntem cu alegeri și așa mai departe. Hai că mai avem puțin, am reușit să terminăm și emisiunea asta, mai sunt câteva momente. Ar fi bine să nu se mai dea niciun gol, pentru că în acest moment sunt echipe frumoase care se califică mai departe. Adică avem Borussia Dortmund, o poveste frumoasă. Adică Spania rămâne cu Real Madrid. Păi până mâine, că e dificil, e dificil și acolo. De ce es muy dificil. Es muy dificil, dar asta e. Până mâine rămâne Spania doar așa, dar n-ai ce să faci. Bine, Atletico de Madrid, n-am văzut mai și gata, ce gol. Mai avem doar declarațiile alea lungi din înainte de City cu și gata. Da. Ce, oricum. Dar ce dezamăgire am avut cu videoclipul ăsta, mă, frate. Like and share. De ce și-am plecat? A luat la banii? Da. De ce? Da. A luat banii. Furano banii de la suport. Dar probabil că ăla știa. Nu știu, poate că o să-și chiar 100 de euro trebuie să dea. Nu cred că 50 de euro. Eu cred că ăsta l-a cumpărat la jumătate 50 de euro. Nu știu ce a fost. Că e mai scump tricou. Era de la Hummel, am văzut, al Malaga. Cred că e mai scump. Vrei să-l mai vedem pe Bergodi? Că tot am vorbit despre el, poate mai comentează și oamenii. Nu știu, mă, șampion, ce să zic. Mie, săracul om acolo, a mi se fost pare și... că... Fii atent, apropo... Eu cred că a avut și motive să fie. Adică, stai ca să fac puțină reclamă. Apropo de asta cu Bergodi, am făcut un TikTok, un video pe TikTok. Așa? Astăzi? Și am explicat de la ce s-a enervat acolo domnul Cristiano Bergodi. Gaderinca, băieții. Într-adevăr, l-au dat afară, dar am explicat de la ce s-au luat acolo. Așa că oamenii pot intra pe TikTok... Să mă caute acolo. Deci acolo Botezina. Se vede. Dar nu l-a pus și pe Instagram? Numai acolo. E pus și pe Instagram și pe Facebook, dar știu, așa. am dus păi oamenii către... că eu nu am. Da, nu tu nu ai. Nici nu o să păi am. Da, poate că speram că tu deja ai văzut. Nu îmi fac TikTok șampion. Nu, dacă ai văzut deja pe Instagram. Ala l-am văzut, pe asta te întrebam, dacă e ăla... Acela este, da, în care explicam de la ce s-a luat, o ceartă cu un ziarist, a fost provocat Cristiano Bergodi, despre asta e vorba, dar pe larg găsiți acolo clipul asta ca să mai face și puțină reclamă. 84 minutul la Barcelona, o lovitură liberă pentru Barcelona, iată că mai dă Ișvan Kovac ceva și pentru catalani. Le mai dă așa câte o lovitură liberă. Da, după ce că aveam imagine proastă pe acolo prin Barcelona, acum dacă vreți să faceți vacanțe în Barcelona... Da, nu vă mai duceți acolo. Păi cum se duce acolo? Nu după ce că ia pe acolo pe la fântâni, știu că ai grijă la români, așa zic, ai grijă la români că îți fură banii. Rafinha, fii atent, stângaciu, trasorul. Da, dar e cam, e prea lateral. Nu, fii atent. Trebuie să dă centrare. Da, la două capete, deci și centrale la colțul. Da, nu dă pe poartă de aici Rafinha, el îți dădea doar de pe poziție centrală, în general. Nu, eu zic o centrală. Și mai bătea așa lovitură liberă, dar nu cred că e. Da. Hai să vedem lovitura asta liberă. Da, și dă fault în atac, parcă văd. Mamă! Și dă fault în atac. Offside, foarte bine. Era să le dea un penalty. Deci fii atent că ăștia săraci. Dar fii atent că uite, le-a zis, dacă nu e offside, a zis că e penalty. A fost, le-a zis dacă, dacă nu e, ia, e offside cât casa. Gata, n-am lămurit foarte bine. Nu știu cine a fost acolo asistentul. Dar ăla când a ridicat? După aia a ridicat. După. Dar n-a avut nicio treabă cu mingea Donnarumma. Deci și Donnarumma la 2 metri n-a avut nimic. Ia uite. Era penalty dacă nu era offside. E penalty, că a intrat direct în Lewandowski. Direct cu pumnul în cap, dar, a fost și offside. Va fi cu cec. Hai să vedem, ca să terminăm toate lucrurile astea. Înainte de Manchester City cu Real Madrid, avem câteva declarații și avem și pe cei doi antrenori. Începem cu domnul Pep Guardiola, pentru că el este și omul gazdă. Vedem ce a spus Guardiola și apoi ne întoarcem în direct. Yeah. No vomits today. Sorry? And the pitch? No. I'm the boss. With 3-0, 75 minutes. Bench with me. For tonight or tomorrow morning, I will start to review all the game and see if they surprise us for the position for the players. And I have to take a look. I think Carlo, with experience, can do something differently. And I have to be prepared, but at the same time, try to impose our game.
and try to put pressure through our game to the opponent. He feels much better, but he's injured, and now we'll see next days. But he's good. He feels good. He feels good. Maybe can help us in minutes because it's a final on that. But I don't want to lose you for a long time. He's got injured. Have to be. I don't know. So we decide the next tomorrow's going to train a little bit, and we'll see what happens. I know how important is Kyle against the players for Real Madrid, but always it was not in Madrid, and the behaviors Manu and John and Ruben and Josco, they play incredible well, you know that. So that's why we're going to we'll see just. L-am ascultat pe Pep Guardiola. Trebuie să le spunem oamenilor că există pe Netflix un documentar de când au luat tripla cei de la Manchester City. Mie din documentarul ăla, pe lângă imaginile foarte frumoase, cadrele frumoase și mai Guardiola. Departe, mie îmi plac doar momentele în care cine vedem discursul sau speech-ul lui Pep Guardiola ori de dinaintea unui meci, ori de la antrenament, ori din pauza meciului. Mi se pare absolut senzațional. E genial. Deși e mai bună de pe Amazon Prime. Am auzit că e mai bun, da. Tot despre City. Tot despre City. E mai bun ăla de pe Amazon Prime. Uitați-vă la el că e mult mai bun. Ăsta e foarte comercial, așa foarte easy, dar ăla e mai cred pasionat. Cred că asta așa, mi-a mai și plăcut doar când îl vezi pe Guardiola și modul în care le vorbește. Da, are o forță de lider mare de tot, da. Mare da de și tot, este cunoscut. Are o super carismă. Și va fi, cred că, un corner pentru... Pentru Barcelona? Pentru Barcelona, da. Da, champion, dar eu nu știu ce să spun. Eu cred că, nu știu, pare așa, chiar zic sincer, ok, că poate ești acoperit de la regulament, dar mie mi s-a părut astăzi, Dembele, cel mai de pe teren, apropo, mie mi s-a părut, nu știu, cu tentă mare de tot arbitrajul ăsta, de găzdar, cum se făcea pe vremuri. Da, a fost pentru oaspeți. Mă gândesc și la Chela Ifi, mă gândesc și la... La Dortmund cu Atletico Madrid este 4-2, e scor la care se califică Borussia Dortmund. S-au acordat 4 minute de prelungiri și mai sunt doar 2 minute. Iată, a bătut direct pe poarta Rafinha, cred. Donnarumma respinge din nou un corner, dublaj, cum s-ar spune pentru cei care pariază la cornere. Da. În momentul ăsta, în minutul 89. Nu suntem Dortmund. Departe, nu mai faultează Dortmund. N-a fost un meci cu faulturi, nici Atletico Madrid n-a faultat așa foarte mult. A fost cu goluri. Asta a fost o seară. Ia fii atent ce contraatac. Nu mai goluri avem. În fața porții. Mbappé. Ia uite, bă, direct în Ter Stegen, bă. Ia uite Ter Stegen iar ce a scos de două ori. Mbappé. Și gata. Ce turnă e din, mamă, i-a rupt. Kylian Mbappé. Și ar putea să marcheze și din sezonul viitor împotriva Barcelonei, pentru că se spune că ar deci fi exact până atunci la urmă când Real Madrid. Este exact asemănător 1-4. Când PSG câștigă cu Barcelona 4-1 și ea 6, sau 4-0 a fost parcă. Da, dar acum nu mai e și un al treilea meci. 4-0 parcă a fost, nu? Și după aia 6-1, sau cum a fost? În acest moment, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, PSG sărbătorește deja calificarea, nu mai e de făcut. 6-4, merge în semifinale, acolo unde va juca împotriva lui Dortmund, nu? Parcă așa e traseu. Da, da. Pentru că Dortmund e acum... Deci fii atent că Paris Saint-Germain poate să joace finala de și Spania Champions. Pierde două echipe într-o seară. Exact. Dacă nu cumva Atletico Madrid pe finalul ăsta mai are un minut. Nu cred că mai marchează. Putem să dăm la Atletico Madrid că e finalul. Aici e vorbită. S-au strâns toți fotoreporterii la Kylian Mbappé. Aici e vorbită. Avem cam un minut și 20 de secunde. Uite, probabil că a fost un fault, văd, făcut de Borussia Dortmund. Dar târziu s-au trezit și cu faulturile. Nu mai este timp. E foarte greu pentru Atletico Madrid. V-am spus, mie mi se pare că marea problemă e că n-a jucat Horațiu Moldovan. Toate golurile au fost de portar. Cu asta sunt 100% convins. Nu mă poate contrazice nimeni. Golul de portar Oblak le-a distrus efectiv meciul celor de la Atletico Madrid. Ar trebui să intre Horațiu Moldovan, mai ales că nu mai au niciun obiectiv în sezon. Da, ți-am zis că în seara asta nu o să avem prelungiri. Da, dar ai zis mâine. Pentru Real ai noștri? Poate mâine, da, acolo văd eu. E bine, acolo ar fi bine dacă s-a intrat. La Bayern nu, Bayern cu Arsenal e jucat. Ce crezi acolo? Bayern München. Crezi că bate Bayern? Da. Nu, Arsenal e foarte obosită. Dar uite ce chine la Atletico Madrid, ei săraci, nu pot să țină de minge. Păi nu mai pot acum, sunt și dominați. Da. Păi și gata, e ultima fază. E ultima fază acum. Și e zăvârce și aici. Deci, și țin băieții uite, bine. Uite, Borussia Dortmund, sezon ratat în Bundesliga, dar e în semifinalele Champions League. Da. Pentru că ei pot pierde chiar locul 4. Sunt la mare luptă acolo cu Leipzig, pentru că pe Stuttgart nu mai ajunge nimeni.
Deci se luptă acolo cu Leipzig. Așa. Și ar putea să rateze prezența în Champions League la anul, care ar fi ar fi gravă pentru o echipă. Ia să vedem. Care da, trăiește din încasări, care trăiește din banii ăștia. E gata. Adică, s-a terminat. Gata. Borussia Dortmund, Atletico Madrid 4-2. Borussia Dortmund merge în semifinalele UEFA Champions League, acolo unde va da peste Paris Saint-Germain, pentru că și Paris Saint-Germain conduce cu 4-1. E surpriza asta, să știi. Borussia? Da. Mai avem la Barcelona cu PSG, s-au dat 7 minute, măcar acolo a zis să dea multe minute de prelungiri Ișvan Kovaș, mai avem de stat vreo 5 minute, dar e greu de crezut că Barcelona cu un om în minus mai poate să mai facă ceva, o seară neagră pentru Barcelona. Într-adevăr, așa cum spuneam, Ișvan Kovaș a luat deciziile importante împotriva catalanilor, un cartonaj roșu pentru Barcelona la Araujo, la faultul făcut de Araujo. A dat afară banca Barcelonei. A dat afară doi oameni de pe banca tehnică, inclusiv Xavi și Secundu, cred. Da, iar mai apoi a acordat și un penalti pentru pentru PSG, bătut de Kylian Mbappé. Dincolo, la Dortmund cu Atletico Madrid, n-am văzut să fi fost ceva probleme de arbitraj. Am văzut multe goluri, 6 goluri aici, cu 5 goluri dincolo, 11 record. Goluri. Ăsta este record, pentru că seara trecută am avut 10. Săptămâna trecută am avut 10 cel mai mult. Acum avem 11. Și mâine sunt alea periculoase care ar putea să ne ofere și acolo ceva. E spectacol, da. Este foarte bine. Acum, pentru că suntem pe final și ne apropiem de final de emisiune, nu uitați această minge, repede, puteți să mai intrați în concurs. Au fost câteva comentarii bune care s-au instalat în frunte acolo, dar și voi puteți să participați, să furați acum concursul, să câștigați pe ultima sută. Ce poreclă 100% românească îi se potrivește lui Cristiano Bergodi, mai ales după ce a fost dat afară de la Rapid? Hai să vedem repede niște comentarii. Alberto Ișblanco, într-adevăr, Bogdan, asta este, ținem cu Real Madrid. Știe, toată lumea. Iată, da. Aici avem și o fată care este foarte tristă, Andreea Visu, cea care nu mai are echipă în Champions League, pentru că Barcelona a fost mitraliată de Paris Saint-Germain. Va fi dedicată victoria PSG singurului fan din Slobozia, întreabă Adrian Popescu, probabil că da. Auzi, dar aia, doi pauză, doi final, n-a ieșit, a? N-a ieșit. Nu, păi păi la pauză cât a fost? 1-1, parcă. Cât a fost Barcelona PSG la pauză? 1-1, parcă, nu? A fost 1-1, da. Dar n-a vezi că în rest a fost, oameni remarchează cu... Da. Aproape. Hai să mai citim dintre comentarii. Dați-mi mie mingea, o să fiu atent cu voi, Valentin Mircea. Bergo din Apeca de la Rapid și mâine dimineață tâmplar modelar la domnul Șucu. Dacă îi puneau întrebările astea lui Șumudică, l-au acuzat pe reporter că pe mână cu Chirilă. Clar, la clar, ce am văzut, asta se referea la ce a primit Guardiola. La ce am văzut azi, City mănâncă pe pâine pe toți, mâine iar o fură rău Real Madrid. Anthony, din păcate asta este, o să ștergem acest comentariu. Nu e ok să spunem împotriva lui Real Madrid acum, păstrați-vă până mâine. Dar vreau să vedem niște comentarii legate de concurs. Dacă nu, deja cred că avem câștigătorul, pentru că au fost niște replici bune acolo. Dar mai avem câteva minute din emisiune. Suntem în minutul 90+5 la Barcelona cu PSG. Mai avem 2 minute acolo. După aceste 2 minute, hai să vedem și Carlo Ancelotti. Dacă tot avem timp, că e ceva scurt, Carlo Ancelotti, să-l vedem și pe el, dacă l-am văzut pe Pep Guardiola. Hai să vedem și pe Ancelotti cu câteva secunde declarații înainte de confruntarea șoc cu Manchester City. Fizicamente l'echipo sta muy bien. Creo que fisicamente no vamos a ganar el partido fisicamente, vamos a ganar el partido por la actitud el próximo miércoles. No por el aspecto físico, porque Manchester City fisicamente e un echipo muy muy fuerte. Bun, am revenit, am spus că este scurt, așteptăm să termine și cel de-al doilea meci al serii, pentru că oricum nu prea mai contează la nimic, e rezolvată și acolo e bifată. Mâine vor fi iarăși meciuri importante. Pe ultima sută, așa cum am spus, la comentarii legate de minge, dacă vreți să participați, știți ce trebuie să faceți, ce nume, ce poreclă, de fapt, 100% românească s-ar potrivi lui Cristiano Bergodi. Am salvat finaliștii, sunt oameni care au dat bine până acum, au spus niște lucruri foarte interesante, cu siguranță, cu siguranță mai s-ar putea și mai mult. Bergo, cum era? Bergodileală? Da. Silviu Eftasiu. Eftasiu Silviu, da, și el este acolo în finală cu ce am strâns noi. Pentru suporter a devenit da, nu știu ce e aici, că nu văd de inimioară asta.
Așa. Și că dacă era Hațegan arbitru azi, Barça l-a doar galben. Bun de tot. Clar, clar, da. Nu lua nimic. Păi la ce fault a fost, adică dacă era dat galben, zic, da, la ce da. Fault a fost ăsta, n-a plecat nimeni cu salvarea, Hațegan s-a jucat să continue. Exact. Îl și premia. Așa se califica Barcelona. Îl și premia pe, da. pe băiatul ăla. Câte minute mai avem să se mai termine meciul ăsta, care oricum mai contează la nimic și numai Ișvan Kovac. Dar hai să putem da 7 minute pentru nimic. Dăm câștigătorul sau? Nu. Păi avem o rubrică. Avem ultima rubrică și să închidem și emisiunea asta. E cu bumper sau e fără bumper? Este cu bumper, dar să se termine meciul, ca să știm că am scăpat de emoțiile astea. Păi s-a terminat, ce emoții? Și la 4-2. Să se termine oficial, domnule. Păi și la 4-2 e tot PSG calificată. Să se termine oficial, să nu mai vedem meciuri în viața noastră. Și mâine avem Corvinul cu voluntari și joi Oțelul cu... Da, e o tensiune imensă. Champions League în Cupa României, să nu uităm. Deci dăm champion sau dăm sau nu dăm? Ce? Rubrica. Nu. Nu s-a terminat meciul? Nu s-a terminat, domne. Se joacă până la epuizare. Hai să fie pregătit promo. Totul este pregătit. Noi stăm doar să se termine acest duel care ne încurcă profund. Tu ești foarte fericit, să înțeleg. Sunt foarte bucuros. Mi se pare că e un rezultat perfect. Exact ceea ce ne doream. Exact ceea ce am sperat în această seară. Să sperăm că nu va lua și Real Madrid 4 mâine seară. Păi de fapt, pot să zic și diseară, pentru că uite, în câteva secunde se face ziua de miercuri. A dat 8 minute de publicitate la 4-1 pentru Paris. 8 minute de publicitate, ai zis? De prelungire, 8 minute, deci îi umilește, mă. S-a terminat? Gata, s-a terminat. S-a terminat foarte bine Ișvan Kovac. A terminat și acest meci. În sfârșit, domnul Ișvan, ați fluierat Barcelona, PSG 1-4, Dortmund, Atletico Madrid 4-2. Meciuri bune, meciuri tare, meciuri frumoase cu multe goluri. E bine că s-au calificat echipele care ar trebui. Hai să mai vedem ce avem de făcut. Mai avem o singură rubrică, așa cum am spus, o rubrică foarte interesantă. Urmează, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Narcis Drejan. Like and share. Ia, vrei să zici tu, uite, dacă te uiți, mai faci tu acolo, da. Urmează bumper. N-avem? Ce n-avem? În cameră, auzi, în cameră. Păi în cameră. Uite, acum te uiți perfect. Asta se vede. Urmează, doamnelor și domnilor, dragi telespectatori și dragi radioascultători, like and share. La frumoasa rubrică like and share, sperăm că avem ceva. Da, este întoarcerea noastră. Asta facem, gestul care ne-a consacrat. Eu sper din suflet, nu m-am uitat aici pe ce scrie, sper să fie ceva concret, ceva frumos, ceva bine crescut, ceva politicos. Să vedem, domne, să ne placă la toată lumea. Ce? Da, hai să vedem. Am niște emoții imense. Oh, da, bravo. Cine este doamna? Irina SSW. Soția lui Cristi Manea, nu? Soția lui Cristi Manea. Asta nu ajută. Să mă scuzați că întrerup feed-ul de Crăciun. Da, lasă, ce ne interesează pe noi feed-ul de Crăciun. Da, mă, da. Da. Da, e bine. E bine. Și e și mămică, nu? De doi copii? Da, unde au fost? Că, da, e bine. Unde suntem aici, Narcis? Că tu ai în spate... Cred că Palma al Jumeirah acolo, nu? În unde? Dubai. Dubai? Dubai, Dubai, viață candelai, cum era. E chiar acolo în Jumeirah. Uite că se da. Vede... Hai să vedem, deci poza asta este... Palma al Jumeirah, cum îi spune, nu? Parcă așa îi spune. Da. Acolo e. Eu zic că aici ea îi zicea... Ce crezi să-i spune aici lui Cristi Manea? Că el făcea poza, probabil. Ia dă să văd cum am ieșit, nu? Probabil, dă să văd cum am ieșit. Și asta e cea mai bună poză pe care a făcut-o, știi? Ia spune, domn Câțu, ce crezi că îi spune aici lui Cristi Manea în timpul fotografiei? Că pare că îi cere ceva. Dă-mi e telefonul, că nu știi nimic. Păi nu, că ea la cum arată nu bea bere, era pe cocktail ceva. Cocktail, cred. O pina colada, nu? Da. Fii atent. Că uite, așa face ca să mai ținem oamenii, să am înțeles că avem... Dar asta e singura poză? Nu e asta singura poză, dar avem acum o harneală. Luăm publicitate și apoi revenim și comentăm. Deja ce? Păi a fost de pregătire, așa sau cum? Doar ca să vedem ce vedem mai mult după. Da. Înțeles, publicitate, câteva secunde, ne răcorim și apoi ne încingem înapoi la imaginile astea.
Am revenit și hai să ne uităm ca să nu mai pierdem timp. Da, cum o cheamă pe ea? Irina Manea. Da, că da, că e soția lui Cristi Manea. Dar n-a avut el odată la un meci să sări să se bată cu Nicu, băteau pe soția lui? E fost Anarcis. Hai să-ți spun eu istoria, fii atent că știm istoria lor. Așa. Te rog frumos un pic în spate, vedem cu cine are tricou Cristi Manea. Nu aici. Asta e la noi. El a sărit să se bată atunci cu fosta lui. Nu, unii o băteau pe fosta lui. Păi nu, era vorba despre fosta lui, adică nu despre fata asta. A sărit să o ia apărarea. Așa e, da. Da, dar da, a sărit, a sărit acolo, pentru că a fost după și el. A intrat acolo, a sărit în tribune el. Da, s-a dus și Cristi el, Manea. Da, așa e. S-a dus era, și după, el era după la final, a sărit și el în tribune. Și asta este soție, nu? Sunt căsătoriți, asta am înțeles. Asta e soția, da. Și are doi copii cu Cristi Manea? Două fetițe? Și de câți ani e cu ea? Am înțeles, da. Da, ia să vedem cu ce seamănă copila și... Cu Cristi Manea. Cu Cristi Manea, da. Da, e clar că da, el, Manea, folosește mai multă vopsea în păr decât ea. Așa e, asta vreau și să spun, da. Da, adică... Dar vezi că ea are și pierce în nas. Vezi? Da. Folosește piercing din ăla clasic, nu din ăla cu... Da, aici a ascultat ceva în căști, probabil Erica Isaac, mă gândesc că era în căști, 100%. Sau poate erau căștile puse doar așa, la mișto, că nu cred. Aici nu-i plăcea, aici a intrat ceva mai greu. Da, da. Aici când a fost în Rusia, era frig. Sau în Ucraina. Sau în Ucraina, da, mai degrabă. Aici erau ei, particulari, în Pipera undeva, sunt la Cluj. În Pipera Clujului. Într-un lift acolo, da. Ia aici, înainte de un TikTok. Ia aici afară. Înainte de copii? Înainte de copii, da. Hai că am analizat rapid. Aici ceva foarte bine la școală. Da. Da. Da, e ok. Se potrivesc ei. După baie. Da, după baie foarte bine. Da, aici înainte de club. Asta spuneam, am văzut. Cristi Manea se vopsește mai mult decât ea. 100%. Uh-huh. Uite că merge și pe National Arena, la meciurile echipei. Da. Unde Cristi Manea la ultimele meciuri ale echipei naționale a fost de mai bine, nu anunțai că e social. Ce are acolo câini? Ce stai tatuat pe braț? Ce câini, nu? Da, mă, niște... Aici? Nu. A fost o poză mai devreme. Cu câini? Mhm. Uh-huh. Poate e și obosit un pic. Avea trei câini pe... Trei căței. Pe antebraț avea tatuat trei câini, nu? Andreea, ne-ai dat o poză. Numărul 4, Cristi Manea. Ce să facem? E bine. A fost bine. Ne-a dat că Andreea o poză. Așa, aici era la mare, da. Avea, nu știu, trei câini tatuați sau pisici, nu știu, nu dau seama ce, pe antebraț. Bun, ne-am lămurit și cu doamna Irina Manea, 26 de ani, este influencer. Ai, mă, asta, da. Mai spar cu asta, mă. Este influencer, da. La ce, mă, la ce influencer? E soție de fotbalist. Și influencer. Nu, tu știi câți oameni are ea de mulți pe astea? Hai, mă, șampionul. Uite, vezi că tu ai fost foarte superficial acum, pentru dar că ea a și spus... Adică, mă, stai puțin. Ea a și spus într-un clip, mi-aduc aminte perfect că l-am urmărit cu mare atenție. Ea a și spus că oamenii cred că o femeie care e soție de fotbalist e doar atât. Ea nu. Ea face și influencer real. Ce? Cu ce influențează? Cu ce ne... E de dinainte influencer, a luat-o influencer. Dar cu ce face? Adică face campanii, face poze, face ce tot campanii? Felul. Ce campanii? Păi asta. Campanii, uite, la campanii? Sutiene, la astea, tu crezi că sunt gratis? Deci astea sunt și reclame, acum, în descriere, nu? Probabil era costumul de baie de la nu știu cine. Da, cumpărați... Geanta asta de la... Da, cumpărați cizme de cowboy din Las campanii, Vegas. Campanii multe. Da. Hai să vedem, s-au mai strâns comentarii? Da. Nu. Oamenii sunt cuceriți de această poză. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, am terminat și rubrica Like and Share, am terminat și emisiunea. Stai o clipă să vezi pisicii sau câinii. Lasă că vedem altă dată. Stai o clipă. Urmează că acum, urmează o păi poză cu pisici. Acum, da. Hai să vedem acâta, ca să nu mai stăm mult. Imediat. Uite, să ia vezi să vedem. Așa, acâta e. Stai că acum trebuie, am văzut eu după astea cu baia, cu... Da. Dați-le supărarea. Mai în față, puteți să le dați mai în față pe o viteză agresivă. L-au lăsat în slide la de 5 secunde, știi? Ca pe vremuri. Aici e Russia People da, number 1. Dar ce să te uiți la pisicile alea? Asta ne interesa. Păi nu, dar noi. Voiam să știu ce sunt chestiile alea. Pisici, câini, ce sunt? Uite, poate vezi și tu. Nu. Ești prea obosit. Stai. Imediat. Ia auzi, să vedeți. Am văzut eu niște pisici. Imediat. Stați, șampionul, că nu sunt pe bune. Credeți că sunt bat. O să ne lămurim imediat dacă nu găsim nimic. Drogat n-am auzit. Stai-mă puțin. Aia cu spatele gol. Da, uite, vezi că Andreea știe. Uite, e singura care îmi ține apărarea.
Nu stăteam. Bă, știi că de aici suntem mulți înși, nimeni nu știe ce vrei să ne arăt. Nici la Gini Bușean arată te apoze, mă, șampion, pe bune. Da. Deci, păi da, o apreciază Andreea Visu. Uite, vezi? Uite, ce să ia câini? Elefanți. Trei elefanți se legănau. Elefanței, mă, sunt. Și-a venit da, și da. Cristi Manea. Probabil da, că asta a fost. Trei elefanți, exact. Și exact. Pentru că... N-a mai născut, a mai rămas trei elefanți, nu? Da. Asta era, mă. Deci, probabil câte titluri are deci, Manea. Vezi? A, nu mă, că dacă nu, sunt doi copilași cu Cristi Manea, sunt trei elefanți, elefante mari și elefanței mici. Nu te poți statua pe tine, pe tine. Da. Da? Atât. Așa a crezut ea, că fa foarte bine. Da. Gata, fraților! Hai să trebuie să anunțăm câștigătorul, nu? Și mâine avem Bayern München cu Arsenal în tur, a fost 2-2. Și Manchester City, Real Madrid în tur 3-3. 10 goluri, mâine sperăm să fie 12. Miercuri, 17 aprilie, ora 22, la 21:45. Cu Alberto Boțochină și cu mine, evident, și Andreea Visu, la o nouă ediție EuroGSP. Iar câștigătorul Narcis, zim cine este? Silviu Eftasiu cu Bergo Dileala. Silviu Eftasiu din Galați, Bergo Dileala. Bergo Dileala, el este câștigătorul nostru. Silviu, trebuie să faci un lucru foarte simplu. Ne dai un mail la euro@gsp.ro, ai și acum pe ecran adresa de mail. Ne scrii acolo că tu ești câștigătorul, intri în discuție cu Andreea Visu, uite, ca să fie un element și mai important. Da. Uite ce dai datele tale personale și atunci... Un radioascultător a scris, zi repede. Un telespectator a scris aici așa că... Omul stă în Popeșle Ordeni, stai să caut că sunt 7000 de mesaje. Așa. Eu stau pe metalurgie, dar nici cerea pe Facebook nu mi-a acceptat-o Andreea Visu. Asta e o mare durere, într-adevăr, așa mai face Andreea Visu și selectează clienții, da. Ceea ce nu mi se pare normal, era și ilegal. Narcis Drejan, mulțumesc. Silviu, tu trebuie să ne trimiți mail, să nu uiți euro@gsp.ro. Narcis, mulțumesc. Andreea, mulțumesc. Don Câțu, mulțumesc. Alex, mulțumesc. Eu am fost Alberto Boțoghină. Ne revedem și astăzi, pentru că deja am trecut în ziua de miercuri. Miercuri, meciuri tari, le-am văzut. Bayern, Arsenal, Manchester City, Real Madrid. Nu uitați de gsp.ro, de site-ul nostru, cu cele mai importante informații. Tot ce mișcă acolo, tot ce e important, găsiți pe site. Mâine de la ora 11, Alex Barbu aici cu GSP Live. Noi ne revedem pe seară, 21:45, Euro GSP. Salutare, seară bună!